Bună ziua tuturor! Îmi permiteți ședința Comisiei pentru Susținere Publică a Tezei de Doctor în Științe Pedagogice a domnului Codreanu Sefchin, o declar deschisă. Conform regulamentului de activitate a Comisiei, vă prezint componența nominală a Comisiei, și anume domnul Ciorban Mitrofan, doctor stabilitat, profesor universitar, academician, membru a Comisiei și referent oficial. Doamna Rita Vodoroja, doctor în științe pedagogice, totuși, membru a Comisiei și referent oficial. Mă departe. Covătarul Vasile. Covătarul Vasile, doctor habilitat în pedagogie generală, profesor universitar, membru a Comisiei. Domnul Nicolae Celestraru, doctor habilitat, profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie. Doamna Diana Chișcă, doctor conferențiar universitar, și doamna Elena Gorincioi, doctor conferențiar universitar interimar. Candidat la titlul științific de doctor în științe pedagogice, domnul profesor, trece, vă rog, la locul dumneavoastră. Candidat la titlul științific de doctor în științe pedagogice, domnul Sergiu Codreanu, conducător științific, domnul Eduard Corăceanu, doctor în chimie, profesor universitar interimar. Toți sunt prezenți, să începem să... Domnul profesor, președinte al Comisiei este profesorul... Aveți dreptate. Și încă doi membri sunt încă. Doamna Maria Pavel, doctor în științe pedagogice la didactică informatică și conferențiarul universitar, și Ilie Lupu, doctor habilitat la didactică matematică, profesor universitar. Mulțumesc, domnul profesor. Trecem la realizarea programei noastre de astăzi. Așa, lucrăm într-un timp optimal, lucrate, da, dar nu mai mult de o oră jumătate, să apreciem teza prezentată de către autor. Acum îi ofer cuvântul doamnei Marie Pavel, secretar științific, care va face cunoștință cu dosarul prezentat de către candidat la titlul științific. Domnul Sergiu Codreanu, născut în 1974, a absolvit Universitatea Statei Raspăl în anul 1996, apoi a finalizat cursul de masterat în chimie 2006-2007 și din 2016 până în 2020 a fost înmatriculat la Școala Doctorală Științele Educației la specialitatea 5302, didactică școlară chimie. Are un șir de cursuri și stagii de formare, domeniul de interes științific, probabil că e cunoscut deja, chimie, tehnologii informaționale și didactica chimiei, un șir de participări la proiecte și conferințe internaționale și naționale, are 5 articole științifice în reviste naționale de categoria B și C, 5 articole în reviste din străinătate și 8 comunicări la conferințe științifice naționale și internaționale. Domnul Codreanu a fost înmatriculat în Barza Ordin numărul 365 din 1 noiembrie 2016 la doctorat, Școala Doctorală Științele Educației, specialitatea 5302, didactica școlară pe drept și disciplină de învățământ în bază de contract începând cu 1 noiembrie 2016 și a fost exmatriculat în legătură cu finalizarea studiului doctorat conform ordinul 237 din 29 iunie 2020. De asemenea, în dosar se conține și extras din ordinul de aprobarea temei și a conducătorului tezei. Teza are tematica asta care este prezentată pe ecran, deci nu a fost modificată. De asemenea, domnul Codreanu a îndeplinit plan individual conform celor prevăzuți parcursul anilor de studii la școala doctorală și conform certificatului academic din a lui a
realizat integral programul de pregătire bază de studii doctorat avansate, total 60 de credite, apoi a realizat program integral program individual de cercetare științifică cu 80 de credite și a susținut public teza în cadrul ședinței Comisiei Superioare de Comisiei de Susținere Publică, da? Deci de astăzi cu 40 de credite, total 180 de credite. Publicațiile sunt suficiente pentru a susține teza în acest domeniu, dosarele sunt complete cu toate actele necesare. La Comisia de Susținere Publică au parvenit avize externe, număr de 7, ale experților în domeniu. Deci toate avizele sunt. De asemenea, avizele referenților oficiale au fost prezentate cu 14 zile înainte și cu 12 zile a luat cunoștință domn Codreanu de ele și de obiecțiile prezentate. Deci toate actele sunt în regulă și sunt gata de a susține publicul. Întrebări la secretarul științific. Sunt? Nu, nu sunt. Lasă-vă, mulțumesc la te. Acum îi ofer cuvântul candidatului la titlul științific, domnului Sergiu Codreanu, care pe parcurs a 20 de minute ne-a face cunoștință tuturor celor prezenți cu conținutul tezei și rezultatele obținute de domnia sa. Vă rog. Bună ziua! Stimate domn președinte, onorată asistență, permiteți-mi să prezint rezultatele cele mai esențiale ale cercetării în cadrul școlii doctorale în 2016 până în 2020 cu tema tiezii, metodologia de aprobare inițială a competențelor profesionale asumate de chimist în context internațional, conducător științific, domnul doctor, profesor universitar, Roceanu Eduard. Actualitatea și importanța problemei abordate este legată de faptul că în contextul învățământului național și european, formarea unui specialist competent este una din obiectivele de bază ale educației, și acest specialist format trebuie să se conformeze schimbărilor care parcurg atât în activitatea socială cât și profesională. Astfel, competența profesională rămâne conceptul cheie al politicilor educaționale la nivel universitar, având o semnificație strategică destul de importantă. În domeniul tezei, am analizat o serie de abordări a conceptului de competență și a conceptului de competență profesională care sunt reflectate în lucrările atât a cercetătorilor autohtoni cât și internaționali și o serie de documente de politici educaționale, cum este Codul Educației Republicii Moldova, Cardul de Referință, Cadrul Național, Cadrul Național Calificărilor de Învățământ Superior și altele. De asemenea, am analizat instruirea integrată care se regăsește în lucrările cercetătorilor autohtoni cât și internaționale, însă nu am constatat o abordare interdisciplinară a conținuturilor de chimie cu biologia, fizica, informatica, matematica. În rezultatul studierii literaturii de specialitate și a cerințelor înaintate față de specialiștii din domeniul științelor educației cât și domenii conexe, față de viitorii specialiști chimiști, am constatat importanța studierii chimiei în context internațional și, în considerația acestei momente, am expus următoarele contradicții. Pe de o parte, nivelul relevant de integrare pentru formarea competenței profesionale inițiale a specialiștilor chimiști, iar pe de altă parte, lipsa unei abordări internaționale a conținutului la chimie cu alte discipline conexe, necesitatea formării competenței profesionale inițiale a studenților chimiști și lipsa unei metodologii de formare a competenței interdisciplinare, abordarea integrată a curriculumului din perspectiva interdisciplinară prin chimie ca disciplină universitară și corelarea conținuturilor cursurilor de chimie cu biologie, fizică și lipsa unor mecanisme de realizare a interdisciplinarității în formarea profesională inițială a studenților chimiști. Astfel, abordarea interdisciplinară rămâne a fi un mediu, așa să spunem, favorabil și necesar pentru formarea competenței profesionale la chimie. Contradicțiile determinate și lipsa unei abordări interdisciplinare a conținutului chimiei cu alte discipline și necesitatea formării acestor competențe, am formulat problema cercetării, care sunt reperele teoretice și metodologice ale formării rezultatelor inițiale competențelor profesionale ale studenților chimiști în context interdisciplinar. Problema a determinat scopul cercetării, care rezidă în determinarea acestor repere teoretice și metodologice de formare a competenței profesionale inițiale a studentului chimist. Scopul a determinat obiectivele, identificarea condițiilor și factorilor de integrare a conținuturilor științifice la specialitățile chimie, chimie și biologie, biologie și chimie,
elaborare modelului pedagogic de formare inițială a competențelor profesionale, proiectare conținutelor integrate și validare prin experiment pedagogic a modelului și metodologiei elaborate. S-a analizat noțiunea de competență și competență profesională în viziunea diferitor cercetători, însă nu s-a constatat o abordare unanimă a acestui concept. În sinteză, putem spune că competența reprezintă o finalitate educațională complexă, caracterizată de cunoștințe, capacități, atitudini și valori. Conceptul de competență profesională, de asemenea, reprezintă un sistem integrat de cunoștințe, capacități, experiențe, atitudini și valori personale manifestate în activitatea profesională pentru realizarea anumitor situații contextuale. Generalizările teoretice legate de structura și definiția competenței profesionale a permis stabilirea a 5, așa să spunem, competențe specifice necesare studenților chimiști, care în viziunea noastră pot fi formate în context interdisciplinar, cum este competența de investigare, competența de comunicare profesională, competența digitală, competența ecologică, competența de formare profesională continuă. Revenind la structura competenței profesionale, aici se regăsește, așa să spunem, acceptul unanim al cercetătorilor, care reprezintă un sistem funcțional integrat ce cuprinde elementele cunoștință, abilități și atitudini. În concluzie, dacă ne referim la triada cunoștință, capacități, atitudini, este insuficientă pentru atingerea unor performanțe, de aceea, așa să spunem, elementele care vin și completează motivațional competența sunt valorile. În cazul studiului efectuat, am constatat că chimia fiind la hotarul dintre științele, să spunem așa, exacte și ale naturii, face un transfer de informații, metodologii cu multe domenii conexe. Și în figura numărul 1 este reprezentat momentul acesta, unde, de exemplu, la hotarul dintre chimie și fizică a apărut chimia fizică, la hotarul dintre hidrologie și chimie, hidrochimie și altele. În figura numărul 2 este arătat modelul unei științe disciplinare care se numește biochimia. În scopul determinării gradului de interconexiune a disciplinei chimie cu alte discipline școlare, au fost analizate conținuturile de chimie, ciclul gimnazial și liceal. În rezultat am constatat că cel mai mare grad de interdisciplinaritate se întâlnește la clasele a 7-a-9, unde gradul acesta de interconexiune este de la 58-69 până la 69-39, deoarece conform ciclurilor curriculare, nivelul gimnazial reprezintă un ciclu de observare și orientare. Respectiv, în clasele liceale, de acum 10-12, gradul acesta este practic redus în jumătate, de la 23-86 până la 35-38%. Reșind din rezultatele expuse, putem spune că în cadrul studierii disciplinei chimie, în ciclul gimnazial și liceal se atestă o abordare, să zicem așa, interdisciplinară a conținuturilor. În pedagogie, modelul reprezintă un instrument important de cercetare științifică și permite cunoașterea realității prin reprezentarea fenomenului studiat cu ajutorul unui sistem construit artificial. Cercetătorii Lupu, Cabac și Gâncu menționează că modelarea pedagogică implică, fără doar și poate, creativitate și este realizată conform figurii 4. În baza literaturii de specialitate a investigației conceptuale și metodologie a formării competenței profesionale a fost elaborat modelul pedagogic de formare inițială a competențelor profesionale a studentului chimist în context interdisciplinar. Vai, nu se vede. E clar că elementul de inițiere a studiului a fost formularea scopului cercetării care a determinat alegerea componentelor structurare a modelului de formare inițială a competențelor profesionale a studentului chimist în context interdisciplinar. Cu intenția valorificării scopului și obiectivelor propuse, s-a analizat unele modele de formare a competențelor profesionale a studentului chimist, însă nu am regăsit, așa să spunem, abordarea aceasta interdisciplinară a chimiei cu alte discipline și formarea celor 5 competențe propuse de noi. Dacă să ne referim la structura modelului pedagogic de formare inițială a competențelor profesionale a studentului chimist în context interdisciplinar, este format din două dimensiuni. Dimensiunea organizațional-regulatorie și instrumental-metodologică. Astfel, în același context, cum am analizat conținuturile chimiei la
ciclul gimnazial și liceal, am analizat și programele de studii care sunt propuse în cadrul Facultății Biologiei și Chimie a Universității de Stat din Tiraspol și cel mai mare grad de interdisciplinaritate s-a atestat la specialitatea ecologiei, unde se întâlnesc și cele mai multe cursuri, așa să spunem, ca procent, cu caracter interdisciplinar, cum este ecofiziologia, cum este biogeografia, cum este hidrologia, hidrochimia, chimie ecologică și așa mai departe. În contextul abordărilor privind formarea profesională inițială a studentului chimist și a eficientizării procesului de predare, învățare, evaluare, s-a propus elaborarea unui curriculum interdisciplinar chimia pentru viață și cercetări integrate. Scopul acestui curriculum a fost formarea competențelor profesionale necesare studenților chimiști prin achiziționarea unor competențe specifice propuse de noi și formarea unei viziuni integre asupra naturii, dezvoltarea capacităților de analiză și gândire integrată, cât și abilităților de exprimare personală în dezbatere de idei, cultivarea unei atitudini tolerante față de mediul ambient. Curriculum a fost conceput ca unul la libera alegere. Dacă să ne referim la metodologia propus în cadrul modelului pedagogic de formare inițială a competențelor profesionale, ea este axată pe implementarea a patru module, dintre care primul modul este obținerea compușilor cu proprietăți utile. În acest scop s-au obținut 7 compuși coordinative ai zincului ca metal cu activitate biologică activă, dar în dependență de liganzii care sunt în cadrul acestor compuși. Structura moleculară a complexelor a fost determinată sau optimizat cu ajutorul pachetului de programe GAMES, adică la calculator și iată și ceilalți 3 compuși. În cadrul programelor de studii la Facultatea Biologiei și Chimie, studenții atât de la ciclu licență, frecvență la zi, frecvență redusă, cât și master, susțin teze cu, așa spun, tematică legată de sinteza unor compuși coordinativi. În acest caz, noi avem un caracter interdisciplinar prin chimie, adică obținerea compusului, studierea compoziției, structurii prin metode fizice și aplicabilitatea, testarea, adică biologică, pe diferite, așa să spunem, clase de microorganisme. Și atât în acest slide este arătat o statistică din 2013 până în 2018 a numărului de teze ținute în cadrul facultății cu tematica respectivă. Al doilea modul a fost axat pe utilizarea metodelor instrumentare de analiză a compoziției și structurii compușilor, metode biologice și testare biologică. După ce se obține compusul coordinativ, separarea din soluție și purificarea lui, de acum se începe o analiză, așa să spunem, cu caracter interdisciplinar, prin faptul că se folosesc diferite metode fizice de cercetare, cum este analiza elementală, spectroscopie infraroșu, ultraviolet, rezonanță magnetică, nucleară și altele, și continuă cu testarea compusului coordinativ în calitate de catalizator sau stimulator a unor procese biologice sau industriale. În dependență de compoziția și structura compusului pot fi propuse sau prezise unele proprietăți. Iată cum, de exemplu, este în cazul compusului 1, se regăsește așa o fel de împachetare, unde între structuri se obțin careva goluri și el poate fi folosit ca absorbant sau ca captator de careva micromolecule. În slide-ul următor, de asemenea, sunt arătate structurile compușilor. Aici avem, în compusul 2, se formează legături de hidrogen, de acum specific proprietăților chimice care le manifestă. Testările biologice au fost, așa să spunem, efectuate pe o tulpină de micromicete, Aspergillus niger, deoarece sunt destul de combinabile aceste, așa să spunem, tulpini, au o durată de viață nu mare, 5-6 zile, sunt acceptabili prin faptul că activitatea nu se micșorează nici la pH standard 4.7, nici la 2.5. S-au testat pe fungii respective, adică proprietățile a 3 compuși coordinative ai zincului, în dependență de respectiv liganzii. Comparativ cu controlul s-a testat schimbări comparative, adică de creștere a proprietăților de sinteză a unor fermenți. De asemenea, în cadrul studierii chimiei pot fi operate diferite modalități, aș spune, de modelare a compoziției și structurii compușilor la calculator, prin faptul că sunt o serie de programe care permit aceste momente. Și iată, au fost optimizate și calculate energiile
moleculare, așa, a sistemelor moleculare, pardon, a unor compușani organici, cât și organici. Prin aceasta poate fi determinată stabilitatea unui sau altui compus, de exemplu acid azotic, cea mai stabil fiind forma aceasta cu energia de minus 279 întreg și 2784 unități. De asemenea, pot fi prin modelare cu ajutorul calculatorului determinate și energiile, așa să spunem, totale a sistemelor moleculare de organice, a unor procese, cum este, de exemplu, reacția de descompunere a peroxidului sau reacțiile de înlocuire sau substituire a unor liganți din cadrul compușilor coordinativi, cât și a unor fenomene, cum este, de exemplu, fenomenul de izomerie din chimia organică, și atunci, în acest caz, cel mai stabil fiind hexanul normal, fiindcă doar și poate că atât în cursul de chimie preuniversitar cât și universitar acest fenomen se întâlnește în cadrul compușilor organice. De asemenea, se regăsesc la final și teze cu tematică din domeniul chimiei teoretice. Iarăși, graficul acela nu se vede. Și al patrulea modul, audit ecologic și modalități de determinare a calității factorilor de mediu. De asemenea, cum am vorbit și anterior, ecologia are cel mai mare sau cel mai înalt grad de interdisciplinaritate prin faptul că folosește diferite noțiuni, concepte din domenii, așa să spunem, adiacente, din biologie, din matematică, de exemplu, la statistica, numărul populațiilor și așa mai departe. Și iată, în acest context, iarăși am făcut o statistică a numărului de teze cu aspect ecologic. Dimensiunea metodologică a modelului pedagogic al formării inițiale a competențelor profesionale a studenților chimiști este reprezentat de tehnologia de formare a competențelor. În această logică, experimentul pedagogic a avut ca obiectiv major validarea prin experiment a tehnologiei de formare a competențelor profesionale a studenților chimiști și, având, așa să spunem, criteriul de bază, formarea celor 5 competențe specifice de investigare, de comunicare, digitale, ecologice și de formare continuă, demonstrat de studenți chimiști în procesul soluționării diferitor situații semnificative. Experimentul pedagogic a fost format din patru etape, etapa de diagnostic sau pre-experiment, de constatare, de formare, de control. În concordanță cu scopul cercetării s-au stabilit următoarele obiective ale experimentului: constatarea atitudinii studenților chimiști față de oportunitatea promovării cursului interdisciplinar chimie pentru viață cercetări integrate, precum și a expectanțelor în acest context, determinarea nivelului inițial de formare a competențelor specifice, descrie experimentul de formare în context curricular, validarea experimentală a eficienței rezultatelor științifice experimentale obținute prin utilizarea metodelor matematico-statistice. În scopul determinării atitudinii studenților chimiști față de oportunitatea formării competențelor profesionale, în cadrul specialităților a fost utilizată metoda chestionării, unde s-a formulat sau s-a alcătuit un chestionar din 10 itemi. La acest chestionar au participat 102 respondenți, studenți la anul 1 și 2, frecvență la zi și frecvență redusă, unde am ales 2 itemi pentru a prezenta în cazul acesta, care ar fi noțiunea de competență profesională în viziunea lor. Și în rezultatul analizei chestionarului am constatat că undeva a treia parte din respondenți au răspuns complet, au dat un răspuns complet al definiției, 42% răspuns parțial și 25% aproximativ un răspuns incorrect. Așa, obiectivul experimentului de constatare a fost determinarea nivelului inițial de formare a competențelor specifice ale studentului chimist până la implementarea curriculum interdisciplinar chimie pentru viață, cercetări integrate. La acest sondaj au participat 64 de persoane de la specialitățile chimie, chimie și biologie, biologie și chimie de la anul 1 și 2 și am rugat, adică având o discuție dirijată, i-am rugat să răspundă la 2 întrebări. După părerea ta, avea nevoie de un curs interdisciplinar integrat la liberă alegere care să contribuie la formarea interdisciplinară a competențelor specifice în domeniul chimiei? Majoritatea studenților, adică 70% în jur, au răspuns că acceptă necesitatea formării acestui, utilizării acestui sau implementării acestui curs prin faptul că unele elemente din acest curriculum se studiază în diferite semestre și se pierde, așa zicem, legătura între cunoștințe și capacități. Al doilea item din șirul de competențe care noi le-am propus, adică am rugat să aleagă care ar fi cele mai esențiale referitor la formarea lor, așa să spunem, profesională inițială.
Și iată, în tabelul 10 și diagrama 25 sunt arătate, așa spunem, partajarea acestor 5 competențe. Lotul experimental a constituit 31 de studenți ai anului 1 și 2 la specialitățile chimie, chimie și biologie, biologie și chimie, secția zi. Experimentul pedagogic a fost unul natural, cu activități specifice de predare mediilor obișnuiți, specific, realizat pe parcursul stagiilor 12 săptămâni. După perioada de timp este un experiment de lungă durată, după tehnica eșantionării este de design experimental intrasubiect. Acțiunea de constatare a fost în septembrie 2019. La etapa de constatare am elaborat un chestionar din 8 itemi și în rezultatul analizei chestionarului am constatat, adică făcând o analiză calitativă și cantitativă, am constatat că studenții au avut practic răspunsuri la nivelul 2 și 3. Răspunsuri de la nivelul 1 practic lipseau, chiar și acele răspunsuri care au fost primite la item, adică erau lipsite de profunzimea răspunsurilor, gândirea logică, consistența, relevanța și originalitatea ideilor. Pentru faza de control a experimentului pedagogic s-a fixat obiectivul determinarea nivelului de formare a competențelor profesionale necesare studentului chimist la etapa de control. De asemenea, așa spunem, chestionarul sau testul de control a fost alcătuit sau format în, asemănător cu cel de la etapa de constatare, numai că întrebările au fost alcătuite cu o mai mare pondere a aplicabilității. În rezultat, am constatat că de acum răspunsuri la nivelul 3 practic lipseau cu mici excepții care se regăsesc în descriere în text, dar au predominat de acum răspunsul la nivelul 1 și nivelul 2. Pe lângă aceasta, au fost, datorită faptului că experimentul a fost de lungă durată pe perioada de 12 săptămâni, studenții au mai fost evaluați intermediar prin două evaluări, așa zicem, și o evaluare finală. Pentru a caracteriza, așa să zicem, rezultatele obținute ale studenților la evaluarea 1, evaluarea 2 și evaluarea finală, adică a face comparație, s-au utilizat două teste, așa să spunem, matematico-statistice, testul T-Student și testul Wilcoxon, pentru a compara rezultatele de la evaluarea 1 și evaluarea 2. Dacă ne referim la testul T-Student, respectiv s-a calculat mărimea efectului care a fost de 1 întreg și 2 și este mai mare sau egal cu 1, și rezultă că demersul experimental a avut un efect foarte puternic asupra creșterii rezultatelor învățării de la prima la a doua evaluare. Al doilea, așa, dacă să facem o comparație între aceste două teste, e clar că la evaluarea finală, media este mai mică puțin comparativ cu evaluarea de la evaluarea numărul 2. Și pentru a confirma rezultatele testului T, a fost folosit testul Wilcoxon, care este un test, așa să spunem, mai robust și în acest caz, de acum în concluzie, s-a constatat că așa, deoarece mărimea efectului a fost comparativ mai mare ca sau egală cu 0,378 s-a primit 0,3. În concluzie, putem afirma că intervenția experimentală de implementare a modelului și metodologie elaborate în urma cercetării pedagogice efectuate a avut în general un efect pozitiv, demonstrând diferențe semnificative între mediile de la evaluarea 1, evaluarea 2 și evaluarea finală, cu mici excepții argumentate mai sus, atestându-se succes academic important pentru subiecții implicați în acest experiment. Noutatea și originalitatea științifică constă în elaborarea unui model de formare inițială a competențelor profesionale la chimie în context interdisciplinar, care se deosebește de modele existente prin implementarea legăturilor interdisciplinare dintre chimie, fizică, informatică și biologie necesare la formarea competențelor profesionale inițiale la chimie. Problema științifică rezolvată a vizat fundamentarea teoretică și metodologică prin funcționalitatea modelului pedagogic și prin intermediul curriculum interdisciplinar chimie pentru viață, cercetări integrate, axat proces de formare inițială a competențelor profesionale, semnificația teoretică a lucrării constă în studierea și analiza impactului produs de legăturile interdisciplinare asupra procesului de formare inițială a competențelor profesionale la chimie a viitorilor specialiști în domeniu și este soluționată problema formării inițiale
a competențelor profesionale la chimie în context interdisciplinar în cadrul cursului Chimie pentru Viață, Cercetări Integrate. Valoarea aplicativă a lucrării constă în determinarea și fundamentarea reperilor teoretico-metodologici de formare și dezvoltare a competențelor profesionale prin funcționalitatea modelului pedagogic de formare inițială a competențelor profesionale a studentului chimist în context interdisciplinar și prin implementarea programului formativ în cadrul curriculumului Chimie pentru Viață, Cercetări Integrate, care contribuie la formarea inițială a competențelor profesionale a studentului în context interdisciplinar. Concluzii generale și recomandări. Cercetările științifice și practice efectuate au permis identificarea și descrierea bazei teoretico-metodologice ale elaborării modelului pedagogic de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar și implementării lui prin integrarea optimă a conținutului de chimie cu fizica, biologia, informatica, matematica în cadrul cursului interdisciplinar la libera alegere, Chimie pentru Viață, Cercetări Integrate. Aceste momente au permis, așa să spunem, formularea următoarelor concluzii. În scopul eficientizării și motivării procesului de instruire la chimie a fost elaborat modelul pedagogic de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar. Elaborarea modelului pedagogic de formare inițială a competențelor profesionale la chimie a permis crearea unei metodologii eficiente de formare și dezvoltare a competențelor profesionale inițiale la chimiști în context interdisciplinar. Metodologia elaborată contribuie la dezvoltarea activității cognitive a studenților, acumularea cunoștințelor în domenii specializare și la formarea abilităților necesare pentru inserția în domeniul profesional de activitate. În metodologia de implementare a modelului elaborat au fost argumentate și justificate condițiile și premisele pedagogice și metodologice care influențează formarea și dezvoltarea competențelor profesionale în țările la chimie în context interdisciplinar, condiții motivaționale, condiții de integrare interdisciplinară, metode de activitate, de învățare active și interactive. În baza modelului propus a elaborat curriculum cursul interdisciplinar la libera alegere Chimie pentru Viață, Cercetări Integrate, ghidul de utilizare a sensorilor în proces de instruire la chimie, teste de evaluare interactiv formative, teste de evaluare finală, seturi de sarcini individuale și altele. Curriculum cursul interdisciplinar la libera alegere elaborat Chimie pentru Viață, Cercetări Integrate vizează formarea competențelor profesionale ale studenților chimiști prin achiziționarea competențelor specifice necesare, formarea unei viziuni integre asupra naturii, dezvoltarea capacităților de analiză și gândire integrată și abilităților de exprimare personală în dezbatere de idei, cultivarea unei atitudini tolerante față de mediul ambient. Cercetarea experimentală a fost activitatea de bază în formarea inițială a studenților chimiști, iar utilizarea tehnologiilor informaționale contemporane specifice chimiei în proces de instruire au deschis noi oportunități în formarea și dezvoltarea competențelor profesionale specifice domeniului precum și realizarea unor sarcini individuale motivante. În experimentul de formare s-a demonstrat eficiența integrării conținuturilor în studierea cursului interdisciplinar Chimie pentru Viață, Cercetări Integrate, în mod special nemaxat pe integrarea interdisciplinară a conținutului prin intermediul domeniilor corespondenților directe și indirecte. Realizarea experimentului pedagogic a permis constatarea schimbărilor semnificative în grupa experimentală, unde, în rezultatul implementării cursului, a sporit motivația, implicarea, gradul de colaborare și succesul academic al studenților. Obiectivele cercetării au fost realizate, astfel contribuind la soluționarea problemei cercetării și oferă posibilitatea eficientizării procesului instructiv la chimie, inclusiv în cadrul cursului interdisciplinar Chimie pentru Viață, Cercetări Integrate, prin integrarea conținutului disciplinei chimie cu fizica, biologie, informatică, matematică. Reșind cele expuse, putem face următoarele recomandări. Pentru profesori, în scopul îmbunătățirii activității profesionale cadrelor didactice de învățământ universitar și preuniversitar, propunem documentarea și utilizarea metodologiei elaborate în conformitate cu cerințele modelului pedagogic propus, eficientizarea activității cadrelor didactice din învățământ universitar și preuniversitar va spori prin implementarea calitativă a conținuturilor interdisciplinare în procesul educațional la chimie, prin implementarea experienței acumulate în calitate de suport metodologic pentru formarea continuă în acest domeniu, pentru studierea materialelor publicate la acest compartiment. Valorificarea metodologiei de formare inițială a competențelor profesionale prin activități de învățare la studenți chimiști, în completarea și modernizarea curriculului altor discipline de specialitate, elaborarea unor lucrări cu caracter metodic, suportul de curs, etc. Pentru autorii de manuale și materiale didactice, de promovat la nivel de curriculum școlar, cât și universitarea studiilor interdisciplinare în baza cercetărilor axate pe utilizarea metodelor de investigare în domeniile erudite. Pentru studenți și masteranți, rezultatele obținute în cadrul cercetării pot fi implementate în procesul de formare inițială a cadrelor didactice în domeniul chimiei pentru studierea modelului pedagogic și a metodologiei prin de implementare elaborate în scopul aplicării ulterioare în activitatea didactică pe care o vor desfășura la realizarea tezilor de licență, master, în cercetările personale. Mulțumesc pentru atenție! Atât membrii comisiei, cât și cei prezenți în această sală, au dreptul să adreseze întrebări care au atribuții la mine. Domnul Tobianu și domnul Consiliu, domnul
studia cu mare atenție tema cercetare. Aleg din perspectiva pregătirii noastre ca profesorul specialist. Este cer. Totuși, poate dacă dumneavoastră să conturați așa, să-i lați, să determinați așa. Care este modelul acestui profesor, profesorul chimist, absolvent a universității dumneavoastră sau pe ansamblu dacă dacă ne referim la un model așa în viziunea mea, să zic, și în baza rezultatelor obținute la chestionarea studenților, putem spune că profesorul de chimie modernă trebuie să fie o persoană destul de competentă, care ar putea rezolva atât, așa să spunem, probleme ordinare și neordinare, în diferite contexte, în diferite situații, prin faptul că el este format, așa să zicem, în context interdisciplinar și face legătură cu diferite, așa să spunem, discipline conexe care au tangență cu chimia, cum ar fi biologia, cum ar fi fizica, cum ar fi informatica, fiindcă vedeți că acum la moment peste tot atât domeniul acesta TIC este implementat și la chimie, reieșind din faptul că sunt o serie de programe acum, așa să zicem, și liber de accesat, pot fi folosite pentru a modela diferite structuri, compoziții și așa mai departe. Experimentul realizat, așa să zicem, a scos în evidență unele caracteristici a profesorului de chimie, să zicem, modern, cum ar fi utilizator TIC, consultant, organizator, manager, dacă doriți, evaluator și, în ultimul rând, profesionist al activității pe care o profesează. Adică, prin profesionist se încadrează toate aceste, practic, momente. Domnul președinte, dar în context, toate chestiile, bine, și studenții la experiment au plasat în prim plan caracteristica aceasta, deștept. Dumneavoastră, pe urmă, după totul analizelor, sau dumneavoastră, ce poziție stați? Deștept. Asta ar fi una din principalele caracteristici ale profesorului. Da, n-am putea spune că știți că, așa spunem, momentul acest... Ar fi deștept iarăși, în, fiecare poate să perceapă în felul lui, prin deștept poate să perceapă că e profesionist, prin deștept poate să perceapă că cunoaște foarte mult teorii din domeniu. Iată. Atât domnul academician ne-a ajutat. Da. Acesta trebuie de... dimensionat faptul că mai bine ar fi inteligent, corect. În plan inteligență. Între altele caracteristicile unui bun profesor, unui profesor de performanță determinat din Uniunea Europeană, prin prim plan inteligență. Și am întrebat. Profesor, am întrebat. Da, stai. Nu, lasă-i, dar pe Iulianu poate. Poți fi tare inteligent, dar să nu fii tare. Aici inteligența, domnul președinte, discute aspectul acesta de proști. Corect. Și de aplicarea lor în anumite contexte. Da. O altă întrebare este, eu am cercetat, am studiat ce cercetări au fost în domeniul acesta, chiar în spatele acesta socio-educațional românesc. Și am văzut puține teme sunt orientate spre interdisciplinaritate, așa cum ați ales-o dumneavoastră. Și bravo că ați determinat această temă. Și totuși sunt, acolo eu am văzut la alte discipline. La alte discipline, da. Bine. Întrebarea mea este următoarea. Dumneavoastră personal, așa. Ce credeți? Care este valoarea creată a cercetării dumneavoastră?
este noutate, este ce, valoarea creată, care va aparține dumneavoastră, care ține de o descoperire a dumneavoastră. Uite, asta dumneavoastră s-a realizat. Eu cred că valoarea cea mai mulțumesc de întrebări, cea mai esențială a cercetării noastre este elaborarea modelului și a metodologiei care stă la baza implementării acestui model prin elaborarea și a curriculumului interdisciplinar la liberă alegere, chimia pentru viață și cercetări integrate. Cred că aceasta este cea mai mare valoare a cercetării prin faptul că, cum am vorbit și anterior, nu se regăsesc, adică nu am găsit modele pe domeniul chimiei în contextul acesta abordat de noi, prin biologie, prin chimie, prin... Am găsit unele modele ce se referă la, de exemplu, biologie cu chimie, dar ciclul liceal, sinteză. Am găsit un model legat de chimia cu informatică numai, dar la specialitățile, așa da, spunem, tehnologice. Da, mulțumesc. Mai suficient, vă rog. Alte întrebări, vă rog. Domnul Corelan, spuneți-vă din decursul cercetărilor noastre, care a fost cea mai importantă competență pe care v-ați axat pentru a scrie demersul? În primul rând, reieșind din specificul, așa spunem, a domeniului chimiei, pe primul loc noi am pus competența de cercetare. Cu? E clar că e integrat cu celălalt. Cu didactic. Clar. Da. Mulțumesc. Și o întrebare mai simplă. Dacă cumva la finele acestei cercetări, dumneavoastră n-ați încercat sau ați încercat să vedeți dacă atitudinile pot fi interpretate. Adică este aproape realizarea competenței. Da. Pot fi interpretate atitudinile, dar chiar pot fi interpretate mai. Cred că ar putea fi interpretate. Adică dacă sunt ținute, da, în orice aspect, ele au ce? Au anumite interpretare în sfârșit, pentru că așa cum formează competență toată viața, da, și da, atitudinile. Poate fi interpretat și atitudinile, da. Bun. Mulțumesc. Anumite întrebări, vă rog, răzbeți cineva, răzbeți prezent, dacă nu poteți. Disciplina. N-ați acceptat pentru integrarea interdisciplinară. Dar puteți să ne explicați de ce ați acceptat pentru aceasta și prin prisma diferențelor de celelalte. Da, mulțumesc. Integrarea, cum a fost, așa să spunem, abordat în lucrările multor cercetători, ea poate fi, așa spunem, implementată sau organizată prin aceste trei, așa spunem, paradigme: interdisciplinar, transdisciplinar și multidisciplinar. Noi ne-am axat pe interdisciplinaritate prin faptul că, în primul și în primul rând, ea este o paradigmă, așa să zicem, mai simplă pentru a obține careva rezultate. Și ne-am axat în special pe faptul că, în acest context, chimia este ajutată de alte domenii, de exemplu, la cercetarea unor fenomene, la analiza compoziției, structurii compușilor chimici. Se implică anumite metode fizice, bazate pe proprietățile fizice acestor compuși. Și atât în acest context, adică nu este o, așa spunem, o comasare, o concentrare, da, a acestor domenii, dar o disciplină se completează prin anumite metodologii, prin anumite informații cu ceea ce lipsește în aceea analizată, așa zicem, disciplină. Da, poftim. V-
vedeți că, da, mulțumesc, vedeți că posibilitatea de implementare oricând există. Totul depinde de dorința noastră, adică a mea, ca, așa să spunem, ca cercetător și a domnului conducător, să propunem la o ședință a catedrei ordinar în momentul acesta, reieșind rezultatele care s-au obținut, și dacă a fi acceptat la Consiliul Facultății, poate chiar și în întregime, adică de implementat acest curriculum, fiindcă feedback-ul în rezultatul, eu n-am pus în prezentare, dar este în lucrare, a studenților este foarte bun, adică ei optează pentru aceea ca să studieze cât mai integrat aceste momente, fiindcă chiar și dacă vorbim de sinteza chimică... Și tot și eu continuu întrebarea. Și tot și-a săvut doritorii să asculte acest curs opțional elaborat de dumneavoastră. Da, 31 din 64 au participat la experiment. Mulțumesc. Doamna Maria. Nu vedeți. Momentul disciplinar este acolo unde sunt arătate modulele, fiindcă primul modul este axat pe sinteza chimică, e chimie, al doilea modul, studiul compoziției și, așa să spunem, structurii compușilor se axează pe fizică, adică proprietățile fizice, folosirea unor metode fizice de analiză, așa să spunem, moderne. Al treilea este axat pe competența digitală de acum, adică utilizarea diferitor softuri specifice domeniului chimiei. Și al patrulea modul de acum, testările biologice, biologie. Adică avem un caracter, așa să spunem, interdisciplinar, chimie, fizică, informatică, biologie. Mulțumesc. Mulțumesc. Credem că, cum am vorbit și anterior în prezentare, cât și în cercetarea noastră, ne-am axat pe competența de cercetare. Fără doar și poate că curiculum acesta nou modernizat 2019 la chimie se pune accentul pe cercetare. Și proiectele acestea STEM sunt o variantă destul de elocvent, așa, de principal, de demonstrare acestor, așa să spunem, capacități interdisciplinare, prin faptul că știință, tehnologie, inginerie, matematică sau artă și așa mai departe. În acest context, adică, socot că metodologia care a fost elaborată în cadrul cercetării poate fi folosit ca un suport, așa să spunem, metodologic în acest context de către profesorii școlari, pentru, așa să zicem, crearea acelor proiecte interdisciplinare, chiar simplu cum am vorbit, chimie, fizică, informatică și biologie, de exemplu. Bun, și îți fac și eu întrebare. Da. Ca să înveți chimie, trebuie să știi matematică. Altfel, nu poate. Așa? Cum considerați? Nu prea puțin atenția s-a acordat legăturii dintre chimie și matematică în teza dumneavoastră? Nu știu, dar vedeți că... Eu am citit, da. Știu. Mulțumesc. Analiza statistică, dacă să vorbim, iarăși eu... Eu vorbesc. Cât și noi la chimie nu putem rezolva probleme fără aparatul matematic. Simplu. Și facem lucrul acesta. Mulțumesc. Și la modelare, da. Care au participat în experiment, mi-ați scris anul 1 și 2, sunt la licență sau la master? La licență. Și din anul 1 și din anul 2 am participat în același curs, mai da. Două cursuri separate. Nu. Pur și simplu, anul 1 de-a confinisase, anul 1 de studii, dar pentru anul 2 a fost semestru 3, adică era așa început, dar așa să zic că diferența între capacități, cunoștință, cam... Nu mai sunt de trebuie, atunci nu. Da, poftiți, da. Care conține patru unități de învățare. Una din ele este sinteza compușilor.
complex. Cu proprietăți deosebite. La întrebarea mea este dacă ați implicat și studenți în efectuarea acestui experiment și cum ați izbutit ca să formați careva competență de experimentator chimist, pentru că ei este o știință experimentală. Stimați colegi, ne-a șoptit la urechi un secret, ne-a rugat să vorbim mai tare un pic, să rezistează tot ce vorbim noi. Și mai ales, mai ales. Succint răspuns la întrebare. E clar că inițial acești concurși am obținut eu personal, adică împreună cu conducătorul, dar unele din ele încercări, adică au fost făcute și de către studenți în laboratorul nostru experimental. Fără doar și poate că, vorbind despre studenții de la anul întâi, ei, ascultând cursul de chimie anorganică, oricum au careva de acum, aveau careva de prinderi formate de utilizarea veselii, de alcătuirea unui algoritm acolo simplu de sinteză și așa mai departe. Adică aceste momente au fost coordonate și cu studenți. Bun. Au participat și ei. Mai sunt întrebări. Da, sunt și o întrebare. Poftiți, domn profesor. Dumneavoastră, în teză, vă referiți în cercetare la utilizarea tehnologiilor informaționale la disciplina dumneavoastră. Toată formări. Dar viața în prezent ne dătează nu doar să utilizăm așa parțial, fragmentar și așa mai departe, dar probabil ne va impune să trecem în învățământul acesta la distanță. Dumneavoastră, vezi ceva pregătit în domeniul acesta? Cum vezi să începe anul de studii? În ce măsură lucrarea aceasta vă va ajuta? La moment, adică nu am nimic pregătit referitor la chestiunea aceasta, dar avem o mică experiență în acest domeniu prin faptul că situația aceasta pandemică pe toți ne-a impus și din martie până la finele, așa zicem, anului de studii, cu studenții noi am lucrat online. Folosind unele platforme inițial mai simple, am început cu Viber, după ce Skype și multe alte, fiindcă cu Viber era asincron, respectiv prin Skype noi de acum discutam sincron și studenții se implicau în discuții. Dar la moment, adică careva curs să l-am pregătit pentru a fi predat online, nu, nu am. Bun, spus. Dacă studiem, noi vedem că ceea ce este principalul, asta lucrarea cea metodică care este principalul, ghidul cealaltă, el este în formă electronică. Experimentul poate fi unul experiment, poate fi efectuat virtual. Deci, este un răspuns la profesorul direct, dacă îți luăm aici factori care se văd în teză. Iată, eu ca referent, am spus mai spune. S-ar putea. Asta eu adaug la răspunsul dumneavoastră. Dacă nu am, în teză sunt, cum se pot. Emoțiile... Domnul Patrician, sunteți de acord cu mic? Ce aici facem noi astăzi, asta nu e învățământul la distanță. Nu e învățământ la distanță. Nu, învățământul la distanță e altceva. Învățământul online, asta este tot o parte de învățământ direct. Contact direct, nu direct, cum spune, cu masă, dar direct, fiindcă tehnologie... Permit. Informaționale permit ca și un om e alături să discut cu el. Asta sunt lucruri diferite. De distanță și altă. Situația ne pune. Învățământ la distanță are cu totul alte principii. Cu totul alte principii, cu totul. Și atât chimie cât și matematică nu se bază de pe ecranul calculatorului. Asta e bătaie de joc, de șefinile noastre. E experimentul, chiar așa, la scolă, pe școală, așa, nu se vede, nu pot să o mai ies, hai că te-am mai din timp, dar gata, întrebări mai ceva din os. Îi ofer cuvânt secretarul științific care va face cunoștință cu obiecțiile și sugestiile expuse în avizele celor două ședințe care au precedat susținerile. Vă rog, scuze, repede. Privitor la
rezultatelor experimentale pentru argumentare, de reformulat și de completat unele concluzii la capitolul 2 și 3, fiind corelate cu obiectivele, de propus unele recomandări pentru profesori, studenți, masteranți, de reformulat și concretizat contradicțiile și respectiv probleme de cercetare, din capitolul 3 de transferat un subcapitol în capitolul 2, pentru că fiecare capitol să includă câte 3 subparagrafe, de reformulat capitolul 3 și de micșorat volumul tezei până la 150 de pagini. De asemenea, în cea de-a doua ședință de examinare publică a tezei, din 10 iunie 2020, au fost făcute următoarele recomandări. Nu sunt extrase chiar bine aici, deci să fie reformulate recomandările pentru studenți și masteranți, demutat o recomandare de la studenți la profesori, mai departe de determinat gradul de interdisciplinaritate și de... Cam atât. Aici nu au fost tare multe observații. Mai mult sunt recomandări. Domnul Codreanu, cum ați procedat dumneavoastră? Ținând cont de sugestiile și obiecțiile îndrumătorilor, la prima ședință care a fost conducător și membrii comisiei de îndrumare, am străduit și am ținut cont, am făcut schimbările, am micșorat volumul tezei, am reformulat problema de cercetare, contradicțiile erau nu bine. V-au fost de folos sugestiile și obiecțiile expuse de vorbitori. Îmi pare bine. Tot e bine. Mulțumesc. Cu plăcere, las-o, vă rog. Plăcere, îi ofer cuvântul conducătorul științific, domnul Eduard Corocceanu. M-ați plăcut, suntem toți martori unor schimbări dinamice și rapide în contextul evoluției tehnologiilor din diferite domenii. Este vorba de evoluția noilor materiale, apariția noilor necesități din punct de vedere a formării competențelor la viitorii cetățeni și societății și noi, cei din sistem educațional, suntem puși în fața situației că trebuie să elaborăm noi idei, să propunem noi modele pentru a optimiza procesul de formare a tinerilor. În primul rând, este necesar de schimbat aceste lucruri, mai ales în sistemul educațional care influențează în mod direct formarea tinerilor. De ce, în viziunea noastră, pentru a susține această schimbare, sunt nevoie de câteva momente de bază. Una este elaborarea unei concepții clare referitor la schimbarea și optimizarea acestui proces. A doua, este vorba de formarea și punerea în valoare a resursei umane și a treia, desigur că deci, elaborarea unor conținuturi, a unor documente și mai departe. Este evident că în această lucrare toate aceste trei probleme, ci țin mai ales de susținerea sistemului preuniversitar, gimnazial și liceal, sunt o prioritate, fiindcă însăși teza începe cu analiza situației ce ține de interdisciplinaritate sau caracterul interdisciplinar a unor module, a unor subiecte din curriculumul și din manualele din sistemul preuniversitar, este vorba de gimnazie și liceu, și în continuare se axează pe necesitățile de continuare a acestui proces de instruire interdisciplinară a tinerilor profesori sau tinerilor specialiști care vor profesa în domeniul chimiei, pentru că revenind în sistemul preuniversitar să fie capabili să implementeze acele schimbări, acele modificări, acele recomandări care sunt în prezent și în curriculum școlar din 2019, cât și propunând unele modele de alternativă care pot fi adaptate în diferite contexte interdisciplinare. Este evident că procesul la Bologna, care a propus unele modificări radicale în sistemul universitar din spațiul european, inclusiv unul dintre principiile de bază instruirea prin cercetare, trebuie să coboare și la nivel preuniversitar, deoarece deja suntem martori cu toții că competența de cercetare nu poate fi formată la anul 2 sau 3 la universitate, când studentul deja este într-un fel oarecare maturizat ca personalitate. Elementele de cercetare, elementele de investigare trebuie să fie altoite la copil din ciclul de învățământ preuniversitar, de la cele mai fragile etape ale vieții, ale formării sale profesionale și personale. De aceea, noi propunem unele lucruri care sunt diferențiat posibil de a le utiliza atât la nivel de gimnaziu, liceu, cât și la facultate,
pentru a implementa, așa cum a menționat și candidatul la titlul de doctor, pentru a implementa unele metode din alte domenii conexe chimiei cu scopul de a îmbunătăți calitatea instruirii bazată pe cercetare în context interdisciplinar. Consider că lucrarea este una de valoare și deci acel material care e expus în lucrare va fi util pentru cadrele didactice din sistemul preuniversitar. Lucrarea este una la o etapă, să spunem așa, de generare a altor studii în acest domeniu. Sunt sigur că studiile în acest domeniu au o continuitate și o relevanță în contextul, mai ales cum s-a menționat și astăzi și domnul Cojucaru a menționat faptul că schimbările sunt atât de rapide încât noi, în situații de forță majoră, chiar trebuie să adaptăm de urgență unele strategii ale noastre care ieri erau valabile, astăzi deja trebuie să suporte unele modificări. De aceea sarcina noastră este să adaptăm metodologia didactică actuală la situațiile cu care ne confruntăm. Și scopul nostru este de a forma, în primul rând, nu numai a înarma cu cunoștințe tinerii specialiști care pleacă în școală în calitate de profesori, de a înarma competența de a se adapta la acele situații care pot să fie chiar neprevăzute de noi, cei care formăm acum în sistemul educațional universitar. Da, vă mulțumesc, domnule. Și o lună neoficială. V-a făcut plăcere să munciți 4 ani de doctorandă. Eu sper că acesta este un punct de start și continuăm cercetarea noastră cu atât mai mult că în proiectul instituțional pe care îl avem. Eu știu că ați este, mult, da, este. Mulțumesc frumos. Acest. Acum trecem la discuții. Vă rog pe imaginea noutății teoretice, aplicative, originalității lucrării prezentate de domnul candidat la grad științific. Invitații să participe. Membrii comisiei vorbesc după aceea. Vă rog, avem 1, 2, 3 invitați. Care primul vorbește? Doamna Salia Anarisa, doctoră în științe pedagogice la didactica matematicii. Vă rog. Conferențial universal. Vă rog. Onorată audiență, deci am analizat în mod deosebit pentru a face un aviz rezumatul tezei de doctor în științe ale educației, metodologia de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar realizată de Sergiu Codreanu în cadrul școlii doctorale a Universității Statului Tiraspol. Ce vreau să menționez în afară de cele scrise în aviz, și inclusiv cele scris la vis, că pretendentul la titlul de doctor în științe pedagogice a abordat o temă foarte actuală și importanța acestei probleme formulate de către candidat este reiese din faptul că studenții viitori profesori de chimie trebuie să lor trebuie să li se ofere nu doar multiple perspective disciplinare, dar și îndrumări eficiente pentru cultivarea interdisciplinarității ca obișnuința minții, pentru obținerea unei viziuni coerente asupra subiectelor abordate. Autorul are deci, un șir de publicații la tematica abordată. Deci, publicațiile se referă atât la partea de chimie pură, cât și la importanța acestei probleme pentru sistemul educațional. Vreau să menționez niște atuuri pe care consider eu că au fost în cadrul investigației analizate. Este faptul că au fost îmbinate armonios mai multe metode de investigație. Deci, inclusiv metodele sociologice de identificare a necesităților viitorilor profesori de chimie, s-a pornit de la ceea că au fost fixate finalitățile care trebuie să le atingă acești viitori profesori de chimie în cadrul activităților la programele de licență. Deci constatăm că s-a ținut cont de părerea beneficiarilor în
elaborarea atât a curriculumului cât și a produselor curriculare aferente acestui curs. Deci, mi pare bine că metoda aceasta de backward design, de crearea scenariilor în baza opiniilor beneficiarilor, merge bine în contextul didacticilor disciplinare. Menționez faptul că și autorul spune că s-a realizat un experiment natural, adică mai puțin formalizat și aproape de studenți pentru a dezvolta acele idei și a le atinge obiectivele puse într-un proces de comunicare intensă și permanentă. Consider că studenții care au acest curs l-au ales până la urmă chimie pentru viață, cercetări integrate, au fost niște studenți fericiți pentru că nimeni nu a mai beneficiat de un așa curs. Deci apreciez faptul că s-a făcut o analiză calitativă a rezultatelor. Deci s-a mers în crearea produselor acestea curriculare de la A până la Z și modelul pedagogic creat, precum și etapele descrise în implementarea modelului și a metodologiei, poate servi drept model pentru profesorii care și ei la rândul lor elaborează curriculum și compun sau alcătuiesc din materialele puse la dispoziție programe pentru cursuri facultative sau la liber alegere pentru instituții de învățământ preuniversitar. Apreciez foarte mult tendința aceasta de a integra lucrurile. Aș accentua și eu că, da, noi ne dorim mai multă matematică să fi văzută acolo, dar sper că în proiectul nostru care îl avem de educație STEM în cadrul universității vom realiza multe lucruri frumoase împreună. Și felicit candidatul pentru realizarea unei astfel de cercetări. Mult succes! Mulțumesc, Larisa! Poftim, cine dorește încă? Doamna Benedictiu, vă rog. Deci, întrebarea care este discuția astăzi este foarte importantă, fiindcă este vizată pe educația, calitatea educației a unui specialist care trebuie să contribuie la așa calități ca să fie competitiv pentru piața națională și internațională, pentru a implica studenții în activitatea social-economică și să dispună de anumite calități care autorul își propune să o formeze un sistem unic de competență care va include cunoștințele, atitudinile și, nu în ultimul rând, valori. Implementarea celor materiale care se propune autorul, acel model nou pedagogic pentru formarea competențelor profesionale, care nu poate fi un specialist bun dacă n-ar fi, n-ar avea acele calități profesionale care dispune fiecare specialist. De asemenea, implementarea acestui curriculum care precaută așa numită necesară, deci științele chimice și anume chimie pentru viață și cercetări integrate, care propune 4 unități de învățare, este foarte important pentru un student chimist care trebuie să posede sinteza unui compus, care trebuie să posede a analiza compusul care l-a sintetizat, ca să folosească diferite metode instrumentale, modele de cercetare și nu în ultimul rând, impactul ecologic, în aceeași privește, factorii de mediu. Socot că experimentul care a fost efectuat de către autor prezintă un interes deosebit în ceea ce privește pregătirea specialiștilor în domeniul chimiei. Și acest experiment a fost efectuat nu de un an, dar câțiva ani,
de activitatea domnului Codreanu la Catedra de Chimie și, desigur, studiul recent este unic prin faptul că duce la contribuții noi în domeniul educației, științei de educație. Și eu supun că el merită să fie apreciat ca doctor în științe ale educației, didactica chimiei. Da, mulțumesc. Un lucru de da să scap copiii de acolo. Știința de educație. Poftim, cine? Nu? Așa. Deci, stimați membrii ai comisiei pentru, că nu e corect în document, de susținere, pentru susținerea publică a tezei, avem posibilitate pe parcursul unei luni să facem cunoștință cu conținutul și rezultatele obținute de către autor. Acum, în anumită ordine, întâi referiază cu celălalt semn pe comisie, să apreciem această teză. Cu plăcere eu ofer cuvântul primului referent, domnul Mitrofan Ciobanu, academician. Vă rog. Mulțumesc, domnul președinte, onorată asistență. Aș spune că nu că pe parcursul unui luni, dar parcursul ar avut câteva luni, pentru că noi am studiat această teză până la discuția la departament, la catedră. Am analizat asta teză și după aceasta, pe urmare, noi am avut o posibilitate să vedem această temă în toate, din toate punctele de vedere, pe un termen de mult mai larg. Și sunt anumite cerințe față de un aviz asupra unei teze și am să merg așa, pe alocări poate o-i sări, dar nu chiar peste tot, fiindcă dacă vorbesc ca primul referent oficial, eu trebuie să demonstrez că, într-adevăr, teza corespunde acelor cerințe care sunt necesare. Și baza teoretică a tezei. Educația ocupă un loc central în formarea personalității. Jan Amos Comenius, autorul Didactica Magna, a fost convins că mintea umană este capabilă să cuprindă totul, numai pentru aceasta este necesar să se observe un progres constant și treptat în învățare, urmând de la aproape până la departe, de la cunoscut la necunoscut, de la general la particular, asigurându-se formarea unui sistem de cunoștință, dar nu o totalitate de informații fragmentare. Prin urmare, didactica realizează mereu o deschidere pentru noi concepții educaționale și aș spune că aici este și principiul integrării cunoștințelor, dacă să luăm asta despre care este vorba în teză. Formarea specialiștilor de înalt calificare în orice domeniu de activitate este un proces multidisciplinar. Pentru a forma un sistem de cunoștință necesare domeniul de activitate a specialistului, este necesară o corelare interdisciplinară a conținutului tuturor disciplinelor din planul de studii. Efectul va fi maximal dacă corelările interdisciplinare vor fi integratoare. Pentru orice disciplină se vor determina corelările de frontieră sau de conținut cu toate celelalte discipline curriculare. Curicula disciplinei și competențele obținute în rezultatul studiului acestei discipline corelează adecvat cu competențele necesare specialității. Astfel, disciplina pentru care sunt determinate corelările de frontieră și de conținut cu celelalte discipline curriculare posibile devine un focar integrator în pregătirea specialiștilor domeniului corespunzător. Și a spune că, într-adevăr, în cadrul universității noastre, în școala doctorală a universității, această temă este bine de mult pusă la evidență. Dacă am luat una din așa primele teze care cu un principiu integrator a fost a doamnei sale care prezent și-a luat aici cuvânt, când ea a arătat cum principiul integrator poate fi folosit în lucru cu copiii dotați, ca profesor se poate cu lucruri dotați, în această direcție datorită unor cercetori care sunt legați de la noastră universitate, cum doamna Stalie, domnul
Teleucă. Elevii noștri au succes foarte mari la olimpiadele internaționale, drept că cu alți colegi roade. Este aici un principiu că unii gătesc bine, dar alți colegi roade. Îi duc la olimpiadă, adică. Și iată, a doua este tot cu principiul integrator, iată, doamna secretară a Consiliului de astăzi, tot nu întâmplător, ea a arătat cum poate să integreze cunoștință, informatica, cunoștințele pentru pedagog. Și mai ales acum teza, asta are semnătate cu ceea că noi facem mult online. Și iată, aici tot a fost un model foarte interesant, dar vreau să spun că acestea sunt cu teza aspecte absolut diferite. Iată, aia este, dacă am luat aspectul tezei, aspectul ăsta este abordări teoretice privind concepturile de competență, de competență profesională și de instruire integrată, au fost reflectate în multe, iată, cercetări. O parte din acești cercetători sunt aici și în sală și nu am să îi citesc, aici e scris și în teză și rezumat sunt menționate astea. Teza domnului Sergiu Codreanu ține de problema determinării reperelor teoretice și metodologice ale formării și dezvoltării inițiale a competențelor profesionale ale studenților chimiști în context interdisciplinar. Actualitatea temei este confirmată de cercetările care se fac în domeniul dat și de aplicabilitatea lor. Este dat structura tezei, câte pagini și așa mai departe, rezultatele principale cum au fost discutate și aprobate la 3 conferințe științifice internaționale, la 3 conferințe științifice cu participare internațională, la 2 conferințe științifice naționale și 3 ședințe ale catedrei și departamentului. Sunt publicate 19 lucrări, care parte articolului de unic autor și 5 articole în revistă din Registrul Național a revistelor de profil categoriile B și C, 5 articole în revistă din străinătate, iar 2 din ele cu factor de impact, 2 lucrări la conferințe științifice naționale, 3 lucrări la conferințe științifice naționale cu participare internațională și 3 la cele numai internaționale. Și este și ghidul pentru utilizare senzorilor în procesul de instruire la chimie. Iată, introducerea este tradițională, care corespunde tuturor rigorilor. Capitolul 1, de asemenea, este tradițional și el, datorită ăsta, determină particularitățile formării competențelor profesionale ale studentului chimist, evidențiază competențele specifice necesare specialistului chimist, descrie model de integrare a conținutului în domeniul chimiei și cu alte științe, prezintă gradul de interconexiune al disciplinii chimiei cu alte discipline, demonstrează eficiența și necesitatea corelării interdisciplinare ale conținuturilor. Din cele expuse, considerăm că problema formării inițiale a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar este actuală și rezultate prezentate de copțiare sunt originale. Și atât, în capitolul 2, cadrul metodologic, în primul rând este prezentat modelul pedagogic de formare inițială a competențelor profesionale ale studenților chimici în context interdisciplinar. Și aici, într-adevăr, a fost și o discuție foarte interesantă în noastră direcție, care ne-am reconsiliat odată în destul de... Sunt descrise competențele structurale ale curriculului interdisciplinar la liberă alegere, chimie pentru viață, cercetări integrate. Eu aș spune că acest curs este un catalizator în procesul ăsta de interdisciplinitate, de face. Nu numai că este așa, din punct de vedere a chimiei m-aș exprima. Și aș spune că modele pot fi și altele. Asta nu e unic. Asta este unul din posibile modele de integrare și interdisciplinaritate. Sunt posibile alte cursuri sau alte forme de clasă. Dar asta este o deschidere, o soluție esențială a problemei.
sunt expuse reperile teoretice și metodologice de formare inițială a competenței profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar și este argumentată metodologia implementării modelului elaborat din perspectiva formării competenței specifice ale studentului chimist. Proiectarea conținutelor integrate interdisciplinare și elaborarea metodologiei de implementare a curriculumului interdisciplinar chimia pentru viață și cercetări integrate sunt taxate pe finalități de studii. Plasarea studentul în centrul procesului de formare face posibilă explicarea extinderii conceptualului de competență în domeniul educației. Orientează studentul în activități de cercetare, cercetare științifică în chimie, biologie, ecologie, didactica științelor. Formarea unei viziuni integre asupra naturii, dezvoltarea capacităților de analiză și gândire integrată. Conținutul disciplinii chimia pentru viață cercetări integrate se bazează pe cercetări originale recente ale autorului tezei și altor savanți. La descrierea diferitor compuși chimici sunt aplicate metode biologice și fizice, tehnologii informaționale. În lucrare se descrie un algoritm eficient inițial la etapa de achiziții cognitive, urmată de aplicare cunoștințelor în practică prin sinteza noilor compuși cu proprietăți utile pentru microbiologie, medicină și industrie alimentară, fapt care permite utilizarea acestor complexi în calitate de biostimulatori ai proceselor biosintetice. Acest algoritm, cu obiective și finalități utile, aplicat în procesul de instruire a tinerilor specialiști chimiști, permite conștientizarea rațională a detaliilor unei cercetări cu argumente eficiente privind impactul chimistului în evoluția unor tehnologii cu efecte economice. Aceasta ilustrează direct relațiile interdisciplinare dintre diverse științe și explică prezența lucrărilor științifice din chimie într-o lucrare referitoare la domeniul educației. În lucrare se referează o problemă actuală a educației care se încadrează armonios în concepția de bază a procesului de la biologie, de la Bologna, integrarea cu procesul de cercetare, dezvoltarea competențelor de cercetare la studență. Din cele expuse, rezultă că problema fundamentării teoretice și metodologice a funcționalității modelului elaborat, prin intermediul cursului interdisciplinar Chimia pentru viață cercetări integrate, este rezolvată. Capitolul 3. Iată aici, în capitolul 3, este descris experimentul, care noi l-am asta, el e descris destul de bine, aș spune că aici sunt la prelucrare datelor, dar și experimentalul competitorul utilizează unele aplicații și programe care sunt specifice chimiștilor, dar și alte tipuri de programe. Au arătat aici destul de bine. Acum, valoarea practică a cercetării, constă în determinarea și fundamentarea reperilor teoretico-metodologice de formare și dezvoltare a competențelor profesionale prin funcționalitatea modelului pedagogic, elaborat și implementarea programului formativ în cadrul curriculumului Chimia pentru viață, cercetări integrate, care contribuie la formarea inițială a competențelor profesionale de la chimie în context interdisciplinar, în particular competența de cercetare, competența de comunicare profesională, competența digitală, competența ecologică, competența de formare profesională continuă. Calitatea metodologică a cercetării, scopul și obiectivitatea sunt adecvate, probleme științifice rezolvate. Rezultatele menționate permit să afirmăm că toate obiectivele sunt realizate, iar problema științifică abordată este complet rezolvată. Cercetarea se bazează pe o metodologie care armonios se bazează pe psihopedagogie generală, pe experimente pedagogice, fizico-chimice, pe metode praxeologice, biologice, statistice și tehnologie informaționale. Conceperea și calitatea textului. Teza de doctor elaborată de competitorul Sergiu Cotreanu este o lucrare bine integrată, echilibrată, realizată de către autor la un nivel științific și metodologic înalt, care aduce contribuții cu importante aplicații practice și are nivelul științific înalt. Este scris într-un stil de limbaj clar, ideile sunt expuse coerent.
asigurare biologică, bibliografică, bibliografie este 163, toate surselor sunt corect citate în text. Calitatea concluziilor generale și a recomandării. Concluziile generale, complet și adecvat, corespund obiectivului și rezultatelor principale al lucrării. Recomandările generale reflectă caracterul aplicativ și posibilitățile cercetărilor utilitare în domeniul tezei. Corespondența conținând teze cu tema aprobată. Ele sunt în corespondență, obiecte și sujeți. Obiecții speciale nu sunt, sunt unele cazuri așa stilistic, când autorul de la sine vorbește. Când el trebuie să vorbească de la persoana a treia. Păi, dar asta, cum spune, așa, nu e o greșeală, așa, pentru care să tai capul. Așa, concluzia privind corespondența este gradul științei suficient. Cele expuse permit să apreciem pozitiv valoarea generală și actualitatea cercetării în contextul preocupărilor actuale din domeniul de dat și chimie. În rezultatul investigației, autorul tezei, Sergiu Codreanu, a formulat concluzii generale și recomandările care sunt destul de relevante în ansamblu. Generalizează demersul de cercetare, verifiază adecvat momentele și obiectivele cercetării, demonstrează integralitatea și încheierea logică a lucrării. În ansamblu, autorul a realizat o cercetare de o autentică probă științei. Pe urmare, teza de doctor știință asta corespunde undeva este că introduce și rezumat, deci reflectă adecvat și penal. Iată, am sărit că asta e numai decât obligatoriu de spus acest lucru. Mare teză de doctor în știință al educației, metodologie de formare inițială competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar, corespunde cerințelor înainte față de teză de doctor în știință al educației, iar domnul Sergiu Codreanu este demn de a-i se conferi titlul științific, doctor în știință al educației, la specialitatea 5302, didactica școlară, chimie. Cu respect. Nu, eu am, cred că noi trebuie să spunem toate punctele ca să nu apară dubii. Mulțumesc. Eu a fost prezentat la 8 iulie. Mulțumesc. Vă vorbim doar de Stimate domnule președinte, stimate domnule președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, îmi permiteți să aduc la cunoștință avizul la teza de doctor în științe ale educației cu tema metodologie de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar, elaborată de domnul Sergiu Codreanu, în vederea obținerii titlului de doctor în științe ale educației la specialitatea 53202, didactica școlară chimie. În condițiile dinamice ale provocărilor moderne fără precedent, inovarea procesului educațional este inevitabilă. De aceea, tema acestei teze reflectă o direcție actuală și necesară de cercetare a formării competențelor în Republica Moldova, în concordanță cu tendințele științei europene și mondiale. Autorul tezei, domnul Sergiu Codreanu, elaborează și propune o metodologie valoroasă de eficientizare a formării inițiale a competențelor profesionale ale studenților chimiști prin interdisciplinaritate, care reprezintă o abordare curriculară nouă a învățării și totodată o condiție esențială de formare a competențelor transversale. Cercetarea vizează esența activității didactice de formare profesională inițială și oportunitatea perfecționării procesului complex de constituire a competențelor profesionale ale studenților chimiști solicitați în câmpul muncii ca specialiști în cadrul întreprinderilor, laboratoarelor științifice, uzinelor chimice și biotehnologice, la diferite firme, dar și, cel mai important, în funcție de profesor de chimie în sistemul de învățământ preuniversitar și universitar. Fundamentarea teoretică a tezei
include analiza amplă și minuțioasă a conceptelor de competență și competență profesională în baza studiilor teoretice și aplicative, precum și a documentelor de politici educaționale despre care s-a vorbit. Autorul a identificat o problemă științifică importantă, pentru soluționarea căreia a formulat 4 obiective de cercetare, realizarea cărora a permis determinarea condițiilor și factorilor de integrare interdisciplinară a conținuturilor științifice, elaborarea modelului pedagogic de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar, figura 2.2, pagina 58, proiectarea conținuturilor integrate interdisciplinare, elaborarea metodologiei de implementare a curriculumului interdisciplinar la liberă alegere, chimia pentru viață, cercetări integrate, anexa 1, și validarea modelului și a metodologiei elaborate prin experimentul pedagogic, acestea constituind constituie și denotă noutatea și originalitatea științifică a acestei cercetări. Viața nu este împărțită pe discipline, de aceea permanent va exista necesitatea abordării interdisciplinare de rezolvarea problemelor cu care se vor confrunta viitoarele cadre didactice și specialiștii din domeniul chimiei. Prin urmare, este necesară abilitarea studenților cu aceste competențe utile și solicitate în viitor. Autorul rezolvă problema științifică a acestei cercetări prin fundamentarea teoretică și metodologică, prin elaborarea și validarea eficienței modelului pedagogic de formare inițială a competențelor studenților chimiști în context interdisciplinar. Rezultatele științifice obținute în această cercetare sunt relevante și valoroase pentru practica educațională de formare inițială a studenților chimiști, prin funcționalitatea și eficiența modelului pedagogic elaborat și a curriculumului interdisciplinar Chimia pentru viață, cercetări integrate, care a fost validat în cadrul experimentului pedagogic. Calitatea metodologică înaltă a cercetării este determinată de formularea corectă a scopului, obiectivelor, prezentarea reperilor epistemologice, profunzimea interpretărilor, varietatea resurselor utilizate și a instrumentelor de cercetare. Scopul cercetării este formulat clar și iar procesarea amplă a resurselor, analiza teoretică profundă, abordarea critică și interpretativă a rezultatelor denotă competența metodologică avansată a autorului. Metodologia cercetării este complexă și relevantă, demonstrând competența candidatului de a rezolva problema cercetării, utilizând un ansamblu vast de metode și instrumente de cercetare, metode teoretice, praxeologice, statistice, de analiză. Experimentul de cercetare este constituit din 5 tipuri: experimentul pedagogic, chimic, fizico-chimic, biologic, quantochimic. Datorită metodologiei aplicate de autor, datele cercetării sunt complete și prezentate suficient de bine în 48 de figuri, 37 de tabele și 14 anexe. Textul tezei este conceput și prezentat logic, calitativ. Se respectă stilul științific, clar și coerent. Corectitudinea stilistică și gramaticală a textului tezei sunt de o calitate bună în temei. Teza este structurată conform cerințelor, volumul constituind 158 de pagini de text de bază. În introducere sunt prezentate explicit toate componentele necesare, sunt prezentate în aviz, nu o să le dau citirii, deja s-a menționat. Autorul a formulat ipoteza cercetării pentru a demonstra că formarea competențelor profesionale inițiale ale studenților va fi mai eficientă dacă procesul lor de formare se va axa pe corelarea interdisciplinară a conținuturilor. Capitolul 1
repere psihopedagogice în formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist, include analiza conceptelor de competență, competență profesională, tipologia competențelor specifice, specificul formării competenței profesionale inițiale, integrare. Apreciem capacitatea autorului de a propune definiții noi ale conceptelor cheie analizate. Deci, autorul definește conceptul de competență profesională, ceea ce reprezintă o caracteristică integră necesară pentru dezvoltarea capacităților specialistului în chimie, anume în capacitatea de a rezolva sarcini și probleme profesionale specifice care vor apărea în situații reale de activitate profesională și vor necesita cunoștințe, abilități, experiența de viață și calități personale. În capitolul 2, cadrul metodologic de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist, este reprezentat modelul pedagogic de formare inițială prin care domnul Sergiu Codreanu include conținuturi interdisciplinare pentru pregătirea eficientă a specialiștilor chimiști și susține viziunea integrării disciplinare în învățământul superior, care urmează să dezvolte studenților acele abilități transdisciplinare necesare pentru a face față complexității. Autorul menționează că scopul curriculumului integrat vizează formarea competențelor profesionale prin achiziționarea celor 5 competențe specifice: competența de investigare, de comunicare profesională, digitală, ecologică și de formare profesională continuă. În baza modelului pedagogic, autorul tezei a elaborat metodologie de formare și dezvoltare a competențelor profesionale inițiale ale studenților, în care au fost argumentate condițiile și premisele pedagogice și metodologice care influențează acest proces. Capitolul 3 include argumentarea experimentală a eficienței modelului și metodologiei de formare și dezvoltarea competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar și autorul a formulat obiectivul experimentului pedagogic care a constat în validarea tehnologiei de formare inițială a competențelor, experimentul fiind organizat în 4 faze, iar toate etapele experimentului pedagogic au fost realizate conform obiectivelor stabilite și metodologiei de cercetare. Ceea ce este foarte important, autorul a elaborat un arsenal de instrumente didactice utilizate în experimentul pedagogic și care au o înaltă valoare. Ghidul de utilizare a sensorilor în procesul de instruire la chimie, teste de evaluare integrativ-formative, teste de evaluare finală, seturi de sarcini individuale. Rezultatele științifice obținute pe parcursul experimentului au fost validate printr-o analiză statistică riguroasă, utilizând metode matematice de determinare calitativă și cantitativă, indicatori de evaluare a nivelurilor de formare a competențelor profesionale și a celor specifice. Analizând rezultatele experimentului pedagogic, constatăm eficiența modelului și a metodologiei propuse și implementate de autor, care a atestat progresul academic important pentru subiecții implicați în experiment, a sporit motivația și gradul lor de colaborare. Lucrarea examinată reprezintă o cercetare științifică actuală și completă, întemeiată pe studii științifice valoroase și analiza practicii din domeniu, iar asigurarea bibliografică a tezii include 163 de titluri din surse recente. Sursele bibliografice sunt suficiente, referințele bibliografice sunt complete și corecte, citările în text
în text sunt realizate conform normelor. Concluziile generale și recomandările formulate de autor sunt expuse argumentat și reflectă aportul personal al domnului Sergiu Codreanu în realizarea acestei cercetări. Autorul deduce 9 concluzii generale care confirmă ipoteza cercetării și realizarea obiectivelor propuse în baza rezultatelor științifice, teoretice și experimentale obținute prin implementarea modelului pedagogic de formare inițială a competențelor profesionale ale studenților chimiști în context interdisciplinar. Se evidențiază că cercetarea experimentală este activitatea de bază în formarea inițială a studenților chimiști, iar utilizarea tehnologiilor informaționale contemporane specifice chimiei contribuie la formarea și dezvoltarea competențelor profesionale. Conținutul tezei corespunde cu tema aprobată, cu publicațiile autorului și autoreferatul tezei. Deja s-a spus despre numărul de lucrări, conținutul publicațiilor reflectă esența tezei și reprezintă dovada unei cercetări bine proiectate și realizate, a efortului susținut și a creativității științifice a doctorandului Sergiu Codreanu. Analiza teoretică realizată, experimentul efectuat, rezultatele noi obținute cu privire la metodologia de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar, demonstrează valoarea incontestabilă a tezei. În contextul cercetării, solicităm autorului tezei să precizeze printr-o concluzie generală în baza experimentului pedagogic realizat, care este corelația dintre nivelul de formare al competențelor profesionale necesare studentului chimist și achiziționarea competențelor specifice de investigare, comunicare profesională, digitală, ecologică și formare profesională continuă. Sugerăm extinderea și concretizarea recomandărilor pentru studenții chimiști și studenții altor discipline, altor specialități înrudite, în vederea formării inițiale a competențelor profesionale, deoarece ei sunt principalii beneficiari ale acestei cercetări. Concluzia privind corespunderea tezei gradului științific solicitat. Teza expertizată are un caracter inovativ, reprezintă o cercetare actuală și vastă privind formarea inițială a competențelor profesionale ale studenților chimiști. Demersul științific al cercetării a fost conceput și realizat corect, conform scopului și obiectivelor, iar în consecință autorul a soluționat o problemă științifică importantă, fundamentarea teoretică și metodologică a formării inițiale a competențelor profesionale ale studenților chimiști în context interdisciplinar. Menționăm că nivelul calitativ înalt al tezei examinate este determinat de rigoarea științifică, capacitatea creativă și efortul enorm al doctorandului în realizarea acestei cercetări. În temeiul celor expuse, confirm că teza de doctor în științe ale educației cu titlul Metodologie de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar corespunde cerințelor regulamentare pentru acest tip de lucrări, conform ANACEC, este realizată calitativ, are valoare științifică și aplicativă, fapt pentru care domnul Sergiu Codreanu merită să îi se confere titlul științific de doctor în științe ale educației, specialitatea solicitată 532.02, didactica școlară chimie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamne! Așa. Acum va vorbi domnul Vasile Cojocaru, doctor habilitat, profesor universitar, membru al comisiei. De lui n-are? Nu, trebuie... dar la toți să se răspundă. Așa, și trebuie acum și două ori. Mulțumesc, domnule președinte, onorat Consiliu, în convingerea mea, referenții au făcut o amplă prezentare și apreciere tezei, la care eu alături, așa, o susțin, dar oricum am ceva de spus aici și poate chiar pe alături pot să mă repet, dar încerc spune. Cercetarea este actuală și importantă, vine să contribuie la realizarea prevederilor
codului educației privind reconsiderarea formării inițiale a personalului didactic din perspectiva competențelor. Se atestă o clar viziune pedagogică a cercetării temei de către autor, fapt confirmat prin demersul științific bine determinat, care este unul corect, se integrează plenar demersul conceptual teoretic, demersul metodologic și demersul praxeologic, care se întrepătrund în această cercetare într-un mod firesc, ceea ce și particularizează sau specifică tema cercetării. Demersul conceptual teoretic vizează abordarea conceptului de competență și de competență profesională, specificoasă de formării competențelor profesionale ale studentului chimist, abordarea conceptului de integrare mono, pluri, inter și transdisciplinare și în conexiune a conceptului de interdisciplinaritate cu deducerea avantajelor învățării în context interdisciplinar. Într-o fundamentală teoretică a cercetării se înscrie și abordarea conceptului de paradigmă, cu specificarea valorilor teoretice formate în cadrul diferitelor paradigme educaționale prezentate în tabelul 2.2, un tabel de sinteză ce aparține autorului. Demersul metodologic este partea forte a cercetării, are ca reper abordările teoretice expuse cu rigoare metodologică și pe acest fundal este elaborat modelul pedagogic de formare inițială a competențelor profesionale ale studenților chimiști în context interdisciplinar, care este amplu dezvoltat prin componentele sale și principiile de funcționare. Model care este, în viziunea mea, unul sistemic, integrativ, funcțional și deschis. În context de apreciat și integrarea conținuturilor în formare competențelor specifice ale studentului chimist, prezentat de către autor într-un mod creator, inovativ, precum și metodologia implementării modelului elaborat din perspectiva formării competențelor specifice ale studentului chimist, care elucidează condițiile și premisele pedagogice ce influențează formarea și dezvoltarea competențelor profesionale inițiale la chimie în context interdisciplinar, exemplificate prin elaborarea curriculumului la cursul interdisciplinar Chimie pentru Viață, cercetări integrate, cu specificarea competențelor respective de formare la studenți. Acestea pe ansamblu determină cadrul metodologic de formare inițială a competențelor profesionale ale studenților chimiști și astfel contribuie plenar la realizarea scopului cercetării. Demersul praxeologic specific acțiunile eficiente ale autorului privind cercetarea, dar și particularitățile acesteia prin prezentarea unor exemple de interdisciplinaritate în cadrul disciplinilor școlare, biologie, fizică, științele naturii, a modelului unei științe interdisciplinare, precum este biochimia, reprezentată în figura 1.9. Autorul precizează că, în dependență de specialități, mono sau duble, și semestre în cadrul Facultății Biologiei și Chimiei, se studiază discipline ce s-au format la întrepătrundere chimiei sau biologiei, cum ar fi biochimie, chimie, fizică, hidrochimie, agrobiologie, etc. În acest context, se înscrie și conținutul cursurilor cu caracter indisciplinar în cadrul specialităților Facultății Biologiei și Chimiei a Universității de Stat din Tiraspol, prezentate în tabelul 2.4 și figura 2.3. Aceste inovații cu caracter științific sunt finalizate cu validarea experimentală a modelului și metodologiei de formare și dezvoltare a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar. Experiment care este unul determinant prin amploarea acțiunilor întreprinse, impresionează această prezentare draftă, analiză, foarte minuțioasă și extinsă, concluziile realizate și judecățile de valoare. Astfel, cercetarea este una fundamentală, producătoare de valori științifice și incontestabile, menționate în noutatea științifică, valoarea teoretică și practică a cercetării, precum și problema științifică soluționată. Fapt pentru care autorul tezei, domnul Sergiu Codreanu, care a demonstrat competență profesională, în special competență pronunțată de cercetare, merită acordarea titlului științific de doctor în științele educației.
iar conducătorul științific merită aprecierile de rigoare pentru îndrumarea corectă a acestei cercetări. Vă mulțumesc! Eu cred că după discursurile anterioare, domnul Silvestraru rămâne spune că recomandă. Stimate domnule președinte, stimați membri ai comisiei, onorați referenți oficiali. De ce eu am participat, zicem așa, la această cercetare, mai de la începuturi, ținând în curs pretendentului la trei discipline, apoi am participat la ambele două citiri și astăzi sunt în a treia postază. Mai întâi și întâi de toate vreau să felicit conducătorul și doctorandul cu această realizare frumoasă, care este a patra la noi în universitate și cred că ocupăm locul întâi în Republica Moldova, privința școlilor noi deschise doctorale, deci în luna septembrie, după câte am informații, va fi măsurarea, evaluarea, acreditarea și va fi de un real folos și această patru cercetare. În viziunea mea, dar și în viziunea referenților, acest cercetător, în primul rând, este un pedagog prin vocație. Și, fiindcă doamna referent a spus că este cu o competență avansată, deci considerăm că și cercetător tot este prin vocație. Actualitatea. Despre actualitate au vorbit toți antevorbitorii și noi ne raliem. Dar vrem să subliniem că constructul chimiei, biologiei, fizice este unul de mare actualitate, deși s-au încercat unele plângeri, deși avem multe publicații. Noi nu avem cercetări în acest domeniu, care, după cum s-au exprimat toți antevorbitorii, este de o actualitate incontestabilă. Atitudini. Deci, nu știu dacă împărtășesc colegii, dar eu cred că noi, universitarii, ajungând la atitudini, ne oprim. De aceea eu am adresat astăzi această întrebare, interpretarea atitudinilor și reinterpretarea, că tocmai aici, după mine, este interdisciplinaritatea. Deci o a doua așa dimensiune care dă fir verde și roșu actualității cercetării. Și metacunoașterea, cât ne-am vrea noi să credem că ne înscriem în această metacunoaștere, eu vorbesc despre mine, încă rămâne numai interpretări scrise. Dar exemple prin cum îl învățăm pe elev să învețe, nu prea sunt. De aceea și aici, actualitatea cercetării este una plauzibilă, pentru că anume această cercetare, prin acele anexe care, numai ce a raportat doamna referent, sunt niște lucruri practice pe care le va putea aplica și universitarii, dar și celelalte cicluri de învățământ. Adică, noi mereu spunem că îl conducem la pragmatism. Da, îl conducem la pragmatism după aceste elemente. Și că tocmai aici noi, eu consider, avem probleme și această teză face o bună deschidere pentru alte cercetări în această cheie. Documentare. S-a vorbit și repet și eu că sursele pe care le-a utilizat autorul sunt de importanță
mare, fiindcă sunt din mai multe arealuri românesc, post-sovietic, dar și din unele țări europene. Logica demersului științific corelează toate componentele cercetării despre care a vorbit foarte frumos referentul oficial și domnul Cojocaru. Experimentul pedagogic. Aici vreau să-i dau o notă mare, pentru că prea puțin doctoranți încep experimentul de la pre-experiment. Și autorul s-a documentat pentru a organiza un experiment corect pedagogic, ce s-a menționat și este adevărat, anume prin pre-experiment. Eficiența integrării conținuturilor prin cursul interdisciplinar. Doamna a menționat și transdisciplinar și este foarte bine, pentru că nu putem vorbi despre interdisciplinar, oricum are relații cu transdisciplinarul. Deci așa aici, iar este o deschidere a cercetării. Chimie pentru viață, cercetări integrate. La prima vedere zice, e chimie integrată, chimie nu știu ce. Anume, și o antevorbitoare a întrebat autorul dacă ar fi aceste cursuri care zicem noi adăugătoare și suplimentare, fără îndoială că vine cu multe deschideri și acesta. Acum, ca să nu vorbim foarte mult, o teză de doctorat se apreciază după valorile produse. Deci s-a menționat și menționez și eu că doctorandul în documentare a realizat foarte multe abordări ale competenței, ale competenței interdisciplinare, prin care și-a adus aportul și a venit și el cu definiția sa. Mai apoi, toate aceste interpretări, ca și valori realizate de doctorand, au fost aranjate în model. La începuturi, mă gândeam de ce domnul profesor Cojocaru întreabă dacă modelul acesta este deplin sau care ar fi modelul deplin pentru formarea profesorului sau învățătorului, da, profesorului de chimie. Nu a avut scopul pentru un model detaliat. Modelul este detaliat, așa precum a spus și domnul profesor și domnul referenți, în lumina cercetărilor, adică formării competenței profesionale dinspre interdisciplinar. Și nu putea modelul să cuprindă toate aspectele pregătirii specialistului. Deci modelul este unul mai mult decât funcțional, au menționat. Deci, cu toate că s-a vorbit despre valorile pe care le-a produs autorul prin publicații. Estimați colegi, noi suntem la mai multe teze și nu prea avem teze unde doctorandul să aibă 5 publicații în revistele specializate. Asta ar fi o. Dar a doua este aceea care are 5 publicații peste hotare și aceste publicații subliniază din plin contribuția autorului și noi considerăm că acestea sunt valori adăugate ale acestei cercetări. Deci eu consider că această cercetare este una finalizată, autorul și-a format abilități suficiente pentru a întruni, eu știu, titlul de doctor în științele educației. Dar înainte de asta, fiindcă doamna referent a zis că are competență avansată, eu tot am ajuns la această concluzie. Și propun președintelui și membrilor comisiei de aceste susțineri ca această teză să fie înaintată la concursul anului
dacă noi vom vota în Consiliu. În rest, eu încă o dată fericit conducătorul și doctorandul și mă pronunț fără niciun fel de ezitare pentru conferirea titlului de doctor în științe ale educației la specialitatea 02 didactică chimie. Mulțumesc! Acum va vorbi doamna Diana Tișcă. Domnul președinte, domnul Consiliu, vă zic întâi bună ziua și vreau pentru început să felicit pe domnul Codreanu, care m-a învățat cumva și pe mine, și domnul Marcean Cunc, un doctorand, devenit doctor peste câteva minute, cred că. Ce ține de teză, consider că este o teză actuală în care se abordează o problemă actuală în Republica Moldova, și anume formarea viitorului specialist, chimist, ce este capabil să se adapteze schimbărilor curriculare actuale și nu numai. Pentru că nu avem doar schimbări curriculare recente, ci avem și schimbări ce țin de pandemia actuală. În lucrarea dată sunt descrise metodologia de formare și dezvoltarea competențelor profesionale ale studenților chimiști în context interdisciplinar prin aplicarea modelului pedagogic. La fel, foarte detaliat în lucrare sunt descrise chestionarele pre-experimentului, experimentul pedagogic. Autorul a acordat o atenție deosebită cunoștințelor pe care le posedă respondenții, în cazul nostru studenții chimiști, anume despre noțiunile competență, competență profesională, competențe care sunt componentele competenței profesionale, care este rolul profesorului de chimie modern și de ce ar avea nevoie un profesor în activitatea sa didactică. De asemenea, din câte am observat, se face foarte bine tangență cu cursul didactică chimiei, care, dat fiind studenții sunt anul 1 și 2, dar consider că cursul interdisciplinar care este prezentat chimie pentru viață, cercetări integrate, vine ca o completarea cursului didactică chimiei pe care studenții îl studiază ulterior. Ce ține de curs? Cursul este binevenit pentru cadre didactice, nu doar a specialiștilor tineri, noi formați, pe care noi îi formăm actual, dar cred că ar fi bine și pentru cadre didactice care deja profesează în școli, fiindcă sunt schimbări în domeniul educației, în practică, în fiecare zi. Avem nevoie să ne auto-perfecționăm, avem nevoie să ne perfecționăm cu ajutorul cuiva și, uite, în cazul dat, consider că teza domnului Codreanu vine cu sugestii și idei pentru toate cadrele didactice, nu doar pentru studenții care absolvesc acum universitatea. La fel, prin cursul opțional Chimie pentru viață, cercetări integrate, domnul Codreanu încearcă să dezvolte și cred că a reușit, fiindcă îi cunosc pe o parte din studenți, să dezvolte studenților cât și cadrelor didactice competențe, precum competențe de investigare, de cercetare, care, iarăși, dacă să mă duc la curricula recentă, care o implementăm în școală, curricula 2019, sunt foarte necesare, odată ce avem multe proiecte de cercetare, odată ce avem multe proiecte STEM, în care chiar avem nevoie fiecare dintre noi de aceste cunoștințe. Rezultatele tezei sunt prezentate într-o serie de lucrări, una dintre care este deja utilizată de mulți dintre cadrele didactice, și anume vreau să vorbesc despre ghidul de utilizare a senzorilor, fiindcă profesorii care deja au senzori în școală, dar le utilizează și le implementează cu succes, și ghidul dat vine ca un suport pentru toate cadrele didactice. Consider că teza corespunde cu cerințelor ANACIP și domnul Codreanu merită pe deplin titlul de doctor. Deci, pe măsură ce ne avansăm cu exprimarea opiniilor, după toate aceste opinii, deci analize exhaustive, pot să spun, ale antevorbitorilor, devine tot mai dificil să ne exprimăm propria opinie. Oricum, consider că această lucrare pe care o am audiat-o astăzi, o examinăm astăzi, este un, așa văd eu, ca un studiu de pionierat în țara noastră,
axat pe corelarea conținuturilor la disciplina chimie cu acele din biologie, fizică, informatică și matematică, în context interdisciplinar. Și eu consider că contribuțiile autorului sunt originale și sunt de necontestat. Aceasta se rezidă din elaborarea modelului pedagogic de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar și elaborarea acestui model pedagogic și-a găsit o expresie de succes și funcționalitate prin proiectarea acestor conținuturi integrate în cadrul curriculumului interdisciplinar Chimie pentru Viață, Cercetări Integrate și deci prin elaborarea cursului respectiv. Deci, deoarece de formare, ca formare profesională sunt chimist și la specialitatea, deci, chimie și biologie, pot să mă pronunț în special pe partea chimică și biologie. Deci, indubitabil, toate aceste experimente chimice, fizico-chimice și biologice sunt de calitate foarte înaltă, cu utilizarea metodelor clasice, dar în același timp și cele mai moderne, chiar și în termen de instrumentariu folosit, deci metodele spectrale de analiză, analiza prin difracție cu raze X. Deci, eu aș spune, a mai răsunat că deschiderea, deci care urmează sau urmează acestei teze și acestui curs, eu aș spune că este disciplina aceasta este deschizătoare de orizonturi, pentru că dacă la anul 1 sau la anul 2 studentul urmează acest curs, atunci la pachet, am putea spune așa într-un limbaj mai puțin formal, are deci buchetul acesta de noutăți și științifice și aplicare în practică și deci este o care îi arată frumusețea de fapt și a științei și a legăturii științei cu viața. Ceea ce, bineînțeles că poate numai să-l ajute, să-i favorizeze integrarea în viață, să-și găsească nișa sa socială și deci să-și găsească locul căruia să se dedice în activitatea sa profesională. Bineînțeles că valoarea științifică a rezultatelor este atestată de publicațiile autorului în revistele de circulație internațională, dar și în revistele naționale de specialitate. Eu consider că teza a fost realizată după un plan coerent, judicios elaborat, iar succesiunea și cerințele etapelor de cercetare și interpretare, apropo și a pre-etapelor, ale rezultatelor obținute, care au necesitat cunoștințe temeinice multidisciplinare, i-au permis autorului să evidențieze excelenta sa pregătire profesională și capacitatea sa de a aborda și rezolva subiecte cu caracter interdisciplinar, cu aplicații imediate. Deci, m-a impresionat chiar și rigurozitatea aceasta abordărilor care, de fapt, îl caracterizează pe doctorand. De exemplu, chiar în utilizarea metodelor statistice, nu s-a limitat la folosirea T-testului pentru eșantioane perechi și menționează că, deoarece, pentru că un ochi experimentat îndată ar face observația că eșantionul de studii nu este atât de mare, 31 de studenți, dar dumnealui se asigură și face și acest testul Wilcoxon, care, deci, să susțină rezultatele, deci, primului test și această meticulozitate a abordărilor sale ca cercetător și ca personalitate nu poate să nu impresioneze. Eu am observat și unele mici omisiuni, unele mici erori, dar acestea sunt nesemnificative. De exemplu, în tabelul 2.9 de la pagina 99 era bine să fie citate. Sunt prezentate datele de literatură, dar era bine să fie între paranteze indicată referința bibliografică, așa o mică omisiune. Și altele mai sunt, unele inexactități din chestionarele studenților. Eu și acolo am atras atenția. În fine, deci aș mai putea spune că dacă am vorbit aici, domnul academician, despre faptul că acest curs ar fi ca un catalizator, eu, utilizând o noțiune din biologie, aș spune că cursul
cum îl văd eu, disciplina aceasta opțională elaborată de domnul Codreanu cu sub conducerea conducătorului științific, eu o văd ca un, ca o disciplină situată în zona simpatrică. Noțiune din biologie, dacă își amintesc colegii această noțiune, e vorba despre arealul de populare a unei specii. Sunt o specie biologică poate să aibă arealuri diferite, dar sunt unele zone comune. Și atunci aceasta este o zonă simpatrică. Bine, eu văd disciplina domnului Codreanu ca o zonă simpatrică și pentru chimia combinațiilor complexe și pentru metodele instrumentale de analiză și toate aceste, repet, ramuri ale științei care pentru mine sunt pură frumusețe ca cercetător chimist și care mi se pare mie studentul, repet încă o dată, primind această informație la pachet, nu poate decât numai să se îndrăgostească, să prindă morbul ăsta al științei, al cercetării și să meargă mai departe, să avanseze. Deci eu consider că prin valoarea rezultatelor științifice și științifice obținute în cadrul tezei, prin modul de realizare a cercetărilor propuse, prin modul de interpretare a rezultatelor experimentale obținute, pot să concluzionez că domnul Sergiu Codreanu este un cercetător format, un remarcabil specialist în domeniu și întrunește toate condițiile pentru obținerea titlului științific de doctor în științele educației la specialitatea didactică chimiei. Mulțumesc! Acum, doamna Maria Pavel, aș vrea doar să accentuez faptul că această temă a tezei este una foarte actuală din contextul pedagogiei moderne, care presupune formarea de competențe specifice secolul 21, ca gândire creativă, ingeniozitate, rezolvare de probleme, lucru colaborativ. Deci toate acestea se revăd și în competențele profesionale inițiale ale studenților chimiști pe care noastră le-ați examinat în această temă. Prin urmare, este o temă destul de actuală, este o temă care se încadrează și în politicile educaționale de la nivel mondial, dar și la nivel național, așa cum ați menționat dumneavoastră și codul educației și cadrul național al calificărilor și un șir de alte acte naționale. Pe de altă parte, realitatea furnizează probleme foarte complexe, care sunt insuficient de rezolvat doar cu ajutorul unei singure discipline. Prin urmare, integrarea disciplinilor și anume acestor exacte care sunt rezolvă probleme foarte actuale în domeniul tehnologiilor, de asemenea evidențiază actualitatea temei. Rezultatele obținute în cercetare și înaintate spre susținere publică, acele competențe necesare pe care le-ați evidențiat și le-ați identificat de forma inițială a studenților chimiști, modelul pedagogic, metodologie de implementare, încă o dată accentuează noutatea și originalitatea lucrării. Valoarea teoretică a lucrării este de asemenea subliniată de sistematizarea lucrărilor la această tematică, analiza literaturii de specialitate și fundamentarea teoretică a modelului elaborat. Valoarea aplicativă a lucrării, iarăși putem să o menționăm prin faptul că a fost elaborat acel curriculum și acele materiale didactice necesare pentru a implementa acest curs în practica pedagogică. Nu știu dacă trebuie să ne referim la structura tezei, dar ea este una specifică tezilor din specialitatea disciplinilor didactice disciplinilor școlare și respectă cerințele înaintate față de acest tip de teze, de lucrări. Capitolul 1 este unul foarte bun, deci realizează cercetarea teoretică asupra lucrărilor din acest domeniu și aduce în față plus valoarea lucrării prin identificarea celor competențe 5 pe care le-ați spus dumneavoastră la număr, de formare inițială, de cercetare, competență digitală, deci care iarăși se încadrează în competențele specifice specialiștilor secolului 21. Aș vrea să mă ofer la să mă refer la capitolul 2 în care se descrie modelul realizat. Modelul ăsta se caracterizează prin originalitate din perspectiva acestor conținuturi modulare pe care le-ați inclus în test, în model, prin universalitate, prin faptul că
permite posibilitatea implementării acestui model și în alte didactica altor discipline școlare, dar și universitare, prin continuitate, deoarece instrumentele, strategiile didactice utilizate sunt în continuă dezvoltare și, desigur, trebuie să ne raliem la acestea, dar și din perspectiva tehnologiilor digitale, pentru că ați zis că utilizați softul Games, softul, nu mai amintesc care acolo, dar tehnica avansează, softurile apar zi de zi, de aceea putem să spunem că mâine puteți să utilizați un alt soft sau un alt aplicație care este mai nou și poate mai utilă și mai oportună. Capitolul 2, ce ține de argumentare experimentală eficienței modelului, este unul amplu și descris profesionist, cu, într-un limbaj adecvat științific, cu termeni specifici. Concluzii generale reflectă obiectivele, realizarea obiectivelor înaintate și totodată realizarea scopului propus și rezolvarea problemei științifice înaintate. Tot aceste concluzii evidențiază eficiența modelului, dar și a metodologiei implementate și sunt formulate concluzii într-un limbaj științific corect, sublinează avantajele produselor didactice care au fost elaborate de dumneavoastră. Este de apreciat și recomandările la nivelul studenților, profesorilor, masteranților, dar și autorilor de manuale și materiale didactice. Textul lucrării este lizibil, se folosește un limbaj științific specific, domeniul cercetării corect în teme și gramatical, sintactic și gramatical. Teza este redactată conform cerințelor noi înaintate de ANACEC față de lucrările de doctor. Tabele sunt construite și aranjate corect, lista bibliografică este vastă, reflectă munca investigațională a autorului destul de amplă. Se remarcă cele 19 lucrări deja în materialele conferințelor internaționale și naționale, dar și în revistele științifice indexate în bază de date naționale și internaționale. Poate unele mici remarci, nu știu dacă referințe oficiale nu tare au atras atenția la aceasta, cred că și noi, membrii comisiei, nu cred că trebuie să ne axăm. Sunt niște lucruri mărunte care deteriorează semnificația teoretică științifică aceste lucrări. Doar poate, nu știu, histogramele prezentate, nu văd utilitatea în prezentare atât a numărul de subiecte cât și procentajul între aceiași histograme. De obicei, asta se face când se compară ceva, dar aici nu cred că e esențial de comparat numărul cu procentajul aceluiași număr. În concluzie, făcând abstracție de aceste mici și neajunsuri, teza de doctor în științele educației, elaborată de domnul Sergiu Codreanu, este bine structurată, are un nivel științific înalt, aduce rezultate științifice noi direcție de cercetare. Și în temei celor expuse, autorul merită să se confere titlul științific de doctor în științele educației la specialitatea 53202 didactica școlară. Mulțumesc! Și președintele să aprecieze teza respectivă. Stimați colegi, cunosc teza de mai mult timp. La timpul respectiv, cu obiecțiile respective, cu sugestiile expuse de mine, sper că i-a fost de folos domnul Sergiu și a îmbunătățit tema respectivă împreună cu un conducător destul de exigent și obiectiv care l-a pus la muncă. L-a pus la muncă, trebuia de l-a pus la muncă că nu mai fost așa de harnic în tinereța lui, dar acum a doua bătrânesc. Mă înțelegeți de ce zic eu lucrurile acesta. A doua bătrânesc nu a început. A doua tinereță nu a început, totuși la timp a scris o teză și o teză binevenită pentru toată lumea. Cum apreciez eu această teză? Autorul tezei foarte bine argumentează actualitatea și importanța temei de cercetare, evidențiază patru contribuții care stau la baza formulării problemei de cercetare. Contribuția personală a autorului constă în fundamentarea teoretică și metodologică prin funcționarea modelului pedagogic și curriculumului interdisciplinar, chimie pentru viață, cercetări integrate, axat pe procesul de formare inițială a competențelor profesionale ale viitorilor cadre didactice și specialiști în domeniul chimiei. Spre deosebire de alte teze susținute în cadrul Universității de Stat din Moldova, dar multe a fost în cadrul Consiliului nostru, 47 de oameni au susținut teza din 2003 până în prezent. Așa că
am avut onoarea și, și în comisia de experți să, să citesc, să apreciez, să ascult teze mult și vreau să laud pe, pe domnul Sergiu când el descrie experimentul pedagogic și rezultatele investigației la un, la un nivel performant, utilizând diverse metode, metode matematico-statistice. Aprecierea tezei de doctor. Din studiul tezei derivă concluzia că autorul a realizat o cercetare aprofundată ce vizează abordarea unui nou model și metodologie orientate spre formarea competențelor interdisciplinare. Sinteza bibliografică realizată este bine sistematizată, punând în evidență rolul și locul tematicii discutate în contextul general de specialitate. Lucrarea se prezintă ca un tot unitar, iar studiul întreprins din teza de doctor oferă o imagine clară asupra activității de cercetare desfășurate în cadrul problematicii abordate. Limbajul expunerii este corect. Cu unele excepții despre care s-a vorbit eu, așa am făcut eu, așa am procedat, nu se recomandă în lucrările extensive și să vorbești la singular. Ei, de, dacă ar fi numai ce, așa, neajunsuri foarte, nu, nu sunt de importanță majoră. Atât textul cât și materialele ilustrative sunt perfectate cu curateze. Structura tezei este bine echilibrată. Concluzii. Tema de doctor în știința al educației, elaborată de domnul Codreanu Sergiu, se înscrie într-un domeniu actual al științei moderne, cu importante aplicații practice, are un nivel științific și aplicativ înalt, aduce contribuții importante originale, formate din metode și metodologii destinate formării și dezvoltării competențelor interdisciplinare. În lucrare sunt prezentate rezultate ale investigațiilor care pot fi calificate ca fiind contribuții științifice noi, generalizări și concluzii generatoare de noi direcții pentru științele pedagogice. Având în vedere contribuțiile importante găsite în teza de doctor în știința al educației, metodologia de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar, apreciez că aceasta conține rezultate științifice originale de o valoare științifică și practică semnificativă în domeniul științelor pedagogice. Zic pedagogice, nu educație, cât de grabă să uite de cuvântul pedagogie. Unii savanți pe la minister și așa mai departe, și corespunde cerințelor tezei de doctor, de doctor. Consider că domnul Codreanu merită titlul științific de doctor în știința de pedagogie, eu rămân cu poziția mea, așa, și îi doresc succes în continuare. Acum, domnul Sergiu, succint, o minută. Răspuns la toate obiecțiile care au fost făcute. Și încă ceva, nu pentru proces verbal, stimați membri a comisiei, viziunile dumneavoastră, ce vă rog prezentați în scris, în două exemplare, așa fiindcă trebuie să perfectăm două dosare, unul să duci la NACEC, unul rămâne la noi, și să facem tot ce trebuie. Vă rog, răspundeți. Și în formă electronică. Și în formă electronică, da. Nu, două exemplare, una. A formă electronică, numai decât, da, 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 mulțumesc. În primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului conducător științei prin faptul că a avut acele pârghii de a mă motiva și a face acest studiu și prin faptul că nu mi-a spus sau nu îmi spunea că du-te și fă ce aia, du-te și fă ce aia altă. Și plecam mânicile ambii până la cot și... Observațiile făcute de domnii referenți, o să țin cont de aceste momente. Sunt de acord că nu exclus faptul că au mai fost și unele mici erori, unele mici, așa să spunem, omiteri, dar consider că pe viitor, continuând studiul cercetările în acest domeniu, o să fiu mai atent, mai conștient și respectiv să mă conformez acelor cerințe care vor fi puse în fața mea. Mai este teza.
Mai este teza de aia. Stimați colegi, am lucrat destul de productiv, timp de două ore. Timp de două ore, conducerea țării nu ne recomandă tare mult să reținem în spații închise. Ei, dar nu-i tare închis, că deschis era asta acolo, de casă din concept. Acum, invitații, vă rog, preblasă, conducătorul tot, membrii... Referințe rămân. Membrii ai comisiei pentru susținerea, nu de susținerea tezei, îi ofer cuvântul secretarului științific care va da citire proiectului, proiectul de hotărâre nostru, vă rog. Hotărârea Comisiei de susținere publică a tezei de doctor aprobat prin decizia Senatului UST, proces verbal numărul 9 de 11 iunie 2020, din data de 24 iulie 2020, referitor la teza de doctor în științe ale educației, domnului Sergiu Codreanu, cu tema metodologie de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar, specialitatea 53202, didactică școlară chimie. Analizând tema și rezultatele științifice obținute de către domnul Codreanu, avizele pozitive ale membrilor comisiei și avizele parvenite la rezumatul tezei, Comisia de susținere publică a tezei doctor în științe ale educației decide a atribui tezei doctor în științe ale educației metodologie de formare inițială a competențelor profesionale studentului chimist în context interdisciplinar, elaborată de domnul Codreanu, calificativul excelent. A conferi în baza calificativului excelent domnului Sergiu Codreanu titlul științific de doctor în științele educației la specialitatea 53202 didactică școlară chimie, a solicita Consiliul Științific UST, Senatul Universității State din Tiraspol și Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, confirmarea hotărârii Comisiei de susținere publică a tezei doctor în științele educației de a conferi domnului Sergiu Codreanu titlul științific de doctor în științele educației și de a elibera diploma respectivă. Așa, punem la vot. Cine... Da. A recomandat pentru concursul tezei de lege. Tot aici în hotărâre. Da, scrie. A recomandat. Așa au fost propunerile. Așa a fost. Așa. Și membrii comisiei de acord. Da. Că acum și votăm. Mai încă o dată votăm fața la toți. Așa. Pentru concursul de teza. La concursul de teza de excelență. La concursul tezilor de excelență. La concursul anual a tezilor de anual, da. Dar ei o să anunță acolo pentru școlile doctorale? Nu știu. Dar știți, eu ieri am fost, stimați colegi, până și Maria scrie, am primit o adeverință e la domnul rector în birou, revistei noastre, unde eu sunt redactor șef, mi-a dat tipul B. Și am pus întrebare. Când eliberăm diplomele doctoranților care au trecut prin școala doctorală? Dar șeful a zis că nu-i treaba lor. Nu, mai instituțiile eliberează. Așa, gata. Punem la vot. Cine pentru hotărârea care cită Maria? Da? Mulțumesc. Acum, interesant, se primește. În baza calificativului și în baza votării acordă. Da. Deci au participat la votare 8 persoane, pro 8, împotriva nu niciunul și punem la confirmăm încă o dată. Mulțumesc frumos! Acum, cuvânt de încheiere este acordul doctorului în științe pedagogice. Să-l felicităm și îi acordăm. Să-i felicităm, da, eu ca președinte îmi permit să-l fericit, Sergiu, cu obținerea titlului, măcar că gradul sună mai bine grad științific de titlul. Așa. Așa. Și succesul mai departe, cuvânt de încheiere, poftim, scurt și clar, vă rog. Vreau să mulțumesc, în primul rând, domnul conducător științific Eduard Coroceanu, pentru faptul că a avut acele pârghii. Numai vrei sau chiar îmi mulțumești? Chiar mulțumesc de a mă motiva și a face studiul care a fost realizat prin faptul că s-a implicat în, cu ajutor, cu sfaturi, cu îndrumări la elaborarea diferitor publicații, participări la conferințe, comunicări și multe alte momente. În al doilea rând, domnului președinte Lupu, fiindcă iarăși de câte ori am avut careva întrebări, neclarități,
niciodată nu m-a refuzat, a fost disponibil, a acceptat, m-a îndrumat, eu respectiv, ținând cont de obiecțiile dumnealui, de sugestiile respective, iarăși am făcut ca să îmbunătățesc conținutul și structura tezei. Respectiv, domnul Silistraru, iarăși domn profesor, de câte ori am avut iarăși necesitate pe aspectul acesta pedagogic, până am înțeles noțiuni de paradigme, de concepte, de iarăși dumnealui a fost foarte receptiv și m-a îndrumat. Nu în ultimul rând vreau să mulțumesc și referenților oficiali și membrilor Comisiei de Susținere Publică a tezii de doctor prin faptul că au apreciat la nivelul corespunzător rezultatele investigațiilor mele. Vă doresc la toți mult, mult sănătate, succes în continuare și cele bune. Vă mulțumesc. Da. Familiei tale care te-a suportat clar, 4 ani de zile. O leacă eu i-am lăsat pe al doilea plan, da. Vă mulțumesc foarte mult. Nu, nu, tu nu-i pune planul întâi, planul doi, nu trebuie. Toți la fel. Așa. Okay. Acum să-l felicităm. Și dumneavoastră, da, eu anunț închis ședința Comisiei pentru Susținerea Tezei. Mulțumesc că ați participat.